ओम ज्ञान अच्छी मेरा दस्या ज्ञान अंजना शलाकया चाक्षर मिलता मिनाता स्मय श्री गुरु वे नम श्री चैतन्य मनोविष्टाम स्थापिता मेन भूतले स्वयं गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद नमः नमो नम हरिओं तत्सत Deci bun venit la cea de-a patra lecție din cadrul seminarului nostru intitulat Lecții de Leadership din uh, Pilda Vedică a Baterii Oceanului de Lapte, care are mai multe denumiri uh, pe care le vedem aici pe screen și denumirea de bază pe care eu folosesc cel mai deseori este Amrita Mantanalila sau dobândirea nectarului nemuririi și după cum am mai vorbit de mai multe ori după mine această narațiune din Shrimad Bhagavatam este probabil una din cele mai ezoterice cele mai complexe cele mai cumva profunde povestiri din Puroane toate povestirile din, din Srimad Bhagavatam au un efect terapeutic asupra conștiinței. Nitya Bhagavata Seva, acest uh, gen de ascultare, reprezintă o parte din sadhana, practica spirituală zilnică în cadrul procesului de bhakti yoga. Și uh, mantra Lila, Amrita Mantana Lila, face... Uh, joacă un rol foarte uh, important pentru că, într-un sens, reprezintă un gen de hartă uh, cu traseul uh, sadenei sau practicii noastre spirituale pe care noi îl parcurgem în cadrul căii avansului spiritual. Au trecut, câte au trecut, vreau cam două, trei săptămâni, nu mai țin minte câte au trecut și eu știu că memoria devătaților noștri este impecabilă, dar totuși pentru mine, deci o să repet încă o dată highlight-urile sau punctele principale de bază, detaliile pe care le-am amuzit ultimele câteva duminici, Uh, și după aceea o să studiem mai departe această narațiune. Deci, cum am spus și la prima lecție din cadrul acestui seminar, nu ne grăbim nicăieri și astăzi tot o să parcurgem, uh, deci nu o să, nu o să parcurgem mult material nou, dar aș vrea să intrăm în, în profunzime în ceea ce o să auzim și o să studiem. Deci, narațiunea în aceasta începe cu situația în care, odată, din cauza blestemului înțeleptului Durvasa, Durvasa, Indra a fost blestemat ca rezultat al unei ofense pe care a comis-o Indra. Cine ține în minte care a fost acea ofensă? Da, Gabriela. Da. Durvasa i-a oferit ghilanda sa de flori, care purta în sine energia lui Lakshmi, zeiței norocului, despre care o să auzim astăzi mai multe, mai târziu. Și, fiind o persoană puțin arogantă și neatentă, Indra a acceptat ghilanda de la înseleptul Durvasa, dar după aceea i-a oferit-o elefantului său, pe nume Aeravata. Nu? Și Aeravata, când a simțit că un alien body a coborât pe capul lui, deci el a făcut un body gesture care este absolut firesc, deci l-a dat din cap cumva, s-a speriat ce mi-a pus cine, ce, ce. deci când nouă ni ceva pe cap, deci și atât în mod similar, deci l-a dat din cap, Ghirlanda a picat jos și fiind uh, puțin mai stângaci, era vădut că -a, și-a călcat-o în picioare. Și atunci Durvasa, care este o încarnare parțială al Domnului Shiva. Domnul Shiva are un nume care sună ca Ashutosha. Cine știe cum se traduce Ashutosha, Bal Krishna? Da, deci e foarte ușor să-l bucuri, să-l satisfaci pe Domnul Shiva. Trebuie să oferi doar niște flori bail, niște flori roșii tipice care le găsești pretutindeni în India. Le oferi la un Shiva Lingam. Sau o mică rugăciune, Domnul și vă accept imediat, El este așutoș, dar în același timp așutoș înseamnă cel care se furie foarte repede. Și Durvasa are acest caracter vulcanic, prin urmare când Durvasa a văzut atitudinea lui Indra, Durvasa l-a și blestemat și i-a spus că de astăzi înainte tu vei pierde toată opulența ta celestă și o să pierzi toate puterile tale mistice. Și pe lângă faptul că toți să pierzi tronul, toți semizei, toți cei 33 de milioane de semizei din cadrul Universului, toți vor fi demisionați. Da? Acum, cine a fost meta, Facebook, da, a dat afară 11.000 de angajați, Iată, aici au fost dați afară 33 de milioane de angajați da, din cadrul Universului. Deci a fost cea mai mare demisie din cadrul istoriei Universului. Și asta s-a întâmplat, deci, imediat cum semizeii au intrat într-o altă luptă cu Asura, cu entitățile demonice din planetele inferioare, ei au și pierdut războiul, au pierdut lupta, au fost detronați. Și atunci, semizeii fac ceea ce îi fac de obicei, întotdeauna când uită despre Domnul Suprem, și după aia își de El. De obicei, în situații de criză. Și, simbolic vorbind, cam asta este tot situația unui practicant spiritual începător, care atâta timp cât nu are durere de dinți, nu are durere de cap, nu are datorii, nu are certuri cu vecinii sau cu membrii din familie. Atâta timp cât au un job, totul este frumos, totul este bine, adică e, e o de rutină. Dar în momentul în care începe o criză, deci ei își aduc aminte că stai puțin, dar Krishna, ajută-mă, eu sunt devotatul tău. Și iată, asta uh, au făcut semizei, deci ei s-au apropiat de uh, domnul Brahma Domnul Brahma a intrat într-o meditație. Și un detaliu foarte interesant uh, pe care nu l-am spus datele anterioare este uh, faptul că există acest verset faimos pe care Baladeva îl cunoaște, Nityo Nityanam, Cetanas Cetananam, vi Bahonam, Iovida în care se spune că entitatea vie este Cetana, deci ea este plină de conștiință, entitatea supremă este conștientă. Dar nici eu, nici și una și alta este eternă, dar uh, Ecobahudamiya vidadhati Kaman, diferența dintre entitatea vie obișnuită și persoana supremă este că dacă entitatea vie este conștientă doar de corpul său, asta înseamnă a fi condiționat, înseamnă a fi condiționat doar de conștiința corpului tău, tu nu simți conștiința celorlalte entități vii. Persoana supremă este conștientă de corpurile tuturor entităților vii din cadrul universului material și spiritual. Semizei, ei tot într-un sens în sunt nitioni, anam, cetănaș, cetăna, aname, cobahudam, iovidadati, caman, ei cunosc dorințele tuturor entităților vii din cadrul unui singur univers. De exemplu, Indra răspunde, el este semizeul care guvernează mișcarea mâinilor. Deci, karma. Da? Noi înfăptuim karma cu mâinele, de obicei. Da? Agni este semizeul uh, vocii. Deci el guvernează vocea, datorită cineva care are Agni, care este binecuvântat de Agni, el are o voce frumoasă și el este un bun public speaker. Da? După aia, uh, Surya. Surya răspunde de ochi, de, de, de privire, de vedere. Da? Chandra răspunde de funcționarea minții. Hmm. Și așa mai departe. Fiecare semizeu deci, are un anumit domeniu la nivel de macrocosmos și la nivel de microcosmos de care răspunde. Și semizeii răspund, ei sunt conștienți de mișcarea, deci Indra, vă dați seama, el este conștient de mișcarea mâinilor tuturor entităților vii din cadrul unui singur univers. Deci el știe, fiecare când mișcă mâna, de fapt Indra aprobă, el dă sancțiunea. Cum se întâmplă lucrul ăsta? E foarte inconceptibile, foarte greu de înțeles. Și iată, asta este diferența dintre Devatas, Semizei și Adi Deva sau uh, Divinitatea Supremă care este sursa acestor Semizei. Dacă entitatea vie obișnuită cum suntem noi cu voi, suntem conștienți doar de mișcarea corpului nostru și nici măcar asta deseori nu suntem conștienți pentru că la lecție avem tendința de deci toate mișcările astea care sunt deseori absolut inconștiente deci noi nici măcar nu ne dăm seama că noi corp, corpul nostru fiind uh, cum se spun, agitat de modul pasiunii sau de modul ignoranței cam, plum, deci el, el adorme uh, diferența dintre entitatea vie care este conștientă de corpul său propriu și semizei, semizei sunt conștienți de toate corpurile entităților vii din cadrul unui singur univers, dar Adi Deva, persoana supremă, Nityoni, Chanam, Chetanash, e Eko Bahudam, Iovidadhati, Kaman, știe dorințele tuturor entităților vii din lumea spirituală și lumea materială care include universul nelimitate și el înfăptuiește dorințele tuturor entităților vii din timpuri imemorială. Și iată, Brahma, care este creatorul secundar al acestui univers în care locuim noi, Brahma a înțeles că it's bigger than me. Deci el a înțeles că aici eu trec printr-o situație care este mult mai mare decât mine, e ceva un plan divin și eu nu-l înțeleg. De ce, dragi semizei, haideți să mergem în Shweta Dvipa și eu plecat în Shweta Dvipa, în această planetă spirituală în cadrul lumii materiale și pe malul oceanului. Deci ei s-au adresat domnului, dacă pot să, domnului Naraina cu niște rugăciuni și atunci domnul Vișnu, domnul Naraina le-a sfătuit semizeilor, deci a fost o discuție mai profundă, dar nu o să intrăm acum în detalii, domnul Naraina le-a sfătuit semizeilor să creeze o alianță cu Asura, cu entitățile demonice, adică cu divinitățile malefice, ce reprezintă forțele modului ignoranței sau haosului, care de obicei ignoră legea darmei și încearcă să-și impună propriile sale legi egoiste. Și pentru Semizei acesta a fost un challenge da? de a colabora cu dușmanii lor de suflet, să spun. Deci avem prieteni de suflet și aici deci avem dușmani de suflet. Asta a fost un challenge foarte mare pentru SMZ, dar domnul Vișna a insistat. Voi va trebui să colaborați cu ei și domnul Vișnu a dat un exemplu. Cine ține minte care este acel exemplu? Cu două entități vii. Balcășna. Șoarecile și șarpele. Cine, cine ține minte, semnificația acestui exemplu. Da? Uh, uh, Cela și, și, și Da. Și încă un exemplu. Deci aveam două exemple în această referință. Iată, ve, uh, logica există un domeniu în, în tratatele vedică care este În Nea înseamnă logica. Și există diferite exemple din cadrul filozofiei Nyaya. Există chiar și Nyaya Sutra, deci o, o scriptură care explică logica. Și există multe, multe exemple și iată, un exemplu este exemplu cu șoarecele și cu șarpele. Deci, exemplu pe care l-a dat Delea, când șarpele intră în groapă sau în gaura care a făcut-o șoricelul, mănâncă șoricelul și rămâne în casă, se cazează în casă. Deci, eși, este luat în spațiu respectiv. Dar încă un exemplu este când șoarecile și șarpele sunt prinși într-o basket, într-un coș. Și atunci șarpele gândește cum pot eu părăsi coșul respectiv. Deci prima variantă este preies și a doua este șreies cine ține minte care este diferența dintre preies și șreies? Karuna Krishna? Gratificarea instantă sau direct gratification pentru un superior? Da, și gratificarea instantă este de a mânca șoarecile imediat. Da? Dar șarpele este mai inteligent. El urmează principiul de șreies. El spune, hai să-l las pe șoricel ca el să facă o gaurică în coșul respectiv. Și după aceea când roade gaura respectivă, șarpele poate să iasă și el prin gaurica respectivă și atunci șarpele mănâncă șoricelul. Și atât cam asta era acest play, acest deal pe care l-au avut semizeii cu demonii. Ei s-au gândit, hai că demonii o să ne ajută să batem oceanul de lapte, o să producem nectarul împreună și după aia noi luăm nectarul și fugim. Și demonii s-au gândit aceeași poveste exacte. Și ei s-au gândit că ne trăiește de semizei, o să ne ajută să batem oceanul de lapte și după aia îi fraierim noi cumva. Nu? Uh, și a început munca, deci munca de batere al oceanului de lapte. este ce vedem uh, o poză. În care muntele Mandara, deci el a, a fost folosit drept făcăleți, șarpele Vasuki a fost folosit ca o deci îl vedem pe șarpele divin Vasuki, care este fratele lui Ananta Shesha, în acord cu Mahabharata. Și demonii și semizei au început să smântânească oceanul. La început, demonii erau acolo unde este coada, dar știm că toți ei s-au frustrat, pentru că noi trebuie să tragem de coadă, noi vrem să tragem de cap. Și până la urmă, de ce a început Domnul Vișnu n-a spus niciun cuvânt, s-a mutat la coadă împreună cu semizeii care au rămas tăcuți, demonii l-au pucat pe Vasuki de cap, Domnul Vișnu a intrat în formă modului ignoranței, a intrat în Vasuki care a dormit, dar din cauza durerii care simțea corpul, Vasuki a început să emane focul care a început să-i ardă și să-i acopere cu cenușe pe, pe, pe toți demonii. Primul produs care a fost obținut a fost o travă Hala Hala, care s-a început să răspândească pe suprafața oceanului și în tot universului. Și această otravă a fost consumată de domnul Shiva. Da? Domnul Shiva care la început, înainte de a consuma o travă respectivă, el și-a cerut binecuvântarea soției sale Bhavani sau Durga Sita. Și un detaliu foarte important aici. Deci bărbații de obicei ei sunt setați să salveze lumea. Da? Dar deseori nu neapărat că iau energie și putere necesară pentru a salva toată lumea. De aceea noi avem cea mai apropiată entitate vie de lângă noi, care deseori ne spune, tu la început salvează familia noastră și după aia o să salvezi lumea. Și este foarte simbolic lucrul acesta, că domnul Shiva, la început a întrebat-o pe Bavani, tu ce crezi? Pentru că Semzei a spus, Shiva, tu poți să salvezi Universul. Și Bavani a spus, tatastu, da, tu ai puterea necesară pentru a salva Universul. Și Shiva atunci a adunat tot, tot această, tot acest venin, o travă, deci el l-a adunat împreună, el l-a consumat. Și a făcut acest, acest, gest în stare de spirit, acestui verset faimos, frumos, din Shimad Bhagavatam, tapyante loka tapyana sadavo prayasojana nam tadi purushasya kilatmana. A versetul care spune că marele personalități întotdeauna acceptă suferința voluntară din cauza suferinței oamenilor în general. Acesta este considerat nam tadi, cea mai înaltă metodă de venerare a persoanei supreme, care este prezent pur la kila atmanaha. Deci el este prezent în inima tuturor atma, în inima tuturor entităților uh, vii. Uh, după ce Domnul Shiva a băut o travă, demonii și semizeii, deci fiind foarte mulțumiți că situația a fost gestionată, i a început din nou să bată oceanul cu vigoare reînnoită și ca urmare a acestui fapt, oceanul de lapte a generat mai multe bunuri. Și iată, vedem aici acea poză pe care vedem acele diferite bunuri. Deci o vedem pe văcuța aceleastă Surabi, care a apărut după aia, vedem un cal Uceai care a fost preluat de Bali Maharaj, regele demonilor Airavata, care a fost preluat de Indra. După aia, fastoasă, nestimată ca o Stubamani, care reprezintă conștiința totală al tuturor entităților vii din cadrul Universului, și această nestemată a fost oferită Domnului Vișnu, Flarea Pareggiată, care decorează planetele celeste, și diferite apsara sau dansătoarele din palatele zeilor. Și în final a apărut zeița norocului Rama sau Lakshmi Devi. Întâi ce vedem cum Lakshmi apare din ocean când se cu demonii, deci ei îl băteau. Și mergând printre semizei și printre demoni, de asemenea printre mari înțelepți ai Universului, Lakshmi Devi a început să-i scaneze pe fiecare, să-i analizeze, să-i studieze. Dar ea n-a putut să găsească nicio persoană care avea absolut calități bune. Pentru că toți aveau ceva defecte, ceva discrepanțe. Uh -huh. Nici unul dintre ei nu era lipsit de defecte. Ha? Și prin urmare, Lakshmi de vizița prosperității n-a putut să găsească adăpostul complet la cineva. Prin urmare, Lakshmi este ceancela. încela este cum banii sunt o expansiune a lui Lakshmi. Astăzi sunt și diseară nu mai sunt. Am ales după ce am mers la un shopping. Da, cu, cu soție și uneori cu soții <laughs> deci Lakshmi este ce Lakshmi astăzi este, mâine nu este dar Lakshmi întotdeauna se află lângă Domnul Vișnu da? pentru că el are calitățile corespunzătoare și examinând atunci a, a, toată această adunare Lakshmi a început să gândească în modul următor și vă aduceți aminte acele versete pe care le-am studiat repede o să trecem printre ele, deci cel ce a făcut austerități severe, dar nu și-a cucerit încă furia, cum este, de exemplu, înțeleptul Durvasa. După aia, altul posede cunoașterea, dar încă nu și-a cucerit dorințele materiale. Și maestrul maestru spiritual al entităților demonice, el are foarte multe vastă cunoaștere vedică, dar nu este, nu este capabil să-și stăpânească dorințele și ambițiile materiale. Cineva este o mare personalitate, dar nu-și poate încă cuceri pofta trupească. Domnul Brahma are o problemă. Și tot așa. Deci vedem aceste exemple pe care le-am și studiat uh, data trecută. Și chiar și Lakshmi a vorbit și despre domnul Shiva. Deși Shiva este etern, are viață eternă, el are anumite obiceiuri inauspicioase, da? cum de exemplu lui place să-și petreacă timpul în crematorii să-și acopere corpul cu cenușă de la cadavre, cadavrele care au fost incinerate. Nu este cea mai, cu alte cuvinte, Lakshmi îmi spune, nu este cea mai că practică, deși practica respectivă este foarte iubită de adoratorii Domnului Shiva din, din, India, cei care urmează procesul tantric. Da? Tantric și deci din București, ai joc. Deci ai, e doar sexul la aleg, aleagă din toată practica de tantra dar practica de tantra este foarte severă, deci foarte, foarte complicată. De gen să tai un cadavru și să dormi în cadavru respectiv ca să realizezi că tu nu ești corp. Și uh, cele pancea mamsa sunt acele cinci meuri, mai tuna, mamsa și alte. Deci trebuie să consumi alcool până când nu nebunești, trebuie să consumi carne până când nu nebunești, trebuie să faci sex până când nu nebunești, ca să te saturi de aceste tendințe. Da? Și uh, ăștia tantricii de la București, ei uh, se numește cucuta, cucuta Niaia, deci când alegi doar partea de ghină care dă ouă, dar partea de ghină pe care trebuie să o hrănești, ai o tai, pentru că e prea, prea mulți bani cheltuiești pe partea aia. Dar așa lucrurile nu funcționează, deci dacă vrei să urmezi procesul tantric, îl urmezi na, da? așa cum este el prescris de fapt în tratatele vedice. Și povești din astea că noi facem sex energetic și la la la, aia sunt povești pentru copii. Bun, prin aceste texte Lakshmi a subliniat diferența dintre Ghiana și Vigiana. Ce este Ghiana? Cunoașterea teoretică, cunoașterea din cărți, adică cunoașterea informațiile pe care noi le obținem din cărți, informațiile uh, intelectuale care diferă de realizarea, de cunoaștere realizată vi-ghiana. Adică, ghiana este o cunoaștere teoretică fără o transformare interioară. Pe când vi-ghiana, iată, de exemplu, în școlile din Japonia, copiii sunt învățați, ei nu au femei de serviciu în școlile din Japonia. Copiii singuri fac curățenia, în lavecee, pe holuri, peste tot, în clase. Și atunci ei, de mici copii, sunt învățați să fie niște persoane decente care au grijă de sănătate și de, de ambientul în care ei locuiesc. De ce? Pentru că, în general, în Orient, întotdeauna accentul a fost pus pe dezvoltarea unor calități de caracter. Asta înseamnă educație în Orient. Pe când în Vest, educația înseamnă educație teoretică, da? educație pe care o primim la facultăți. Și pe care o uitam după o lună de, de, de după ce am absolvit facultatea. Nu? Și de deci, este înțelepciunea inimii sau cunoaștere realizată practic, care se manifestă în prezența unor calități morale. Da? Cum Aristotel spunea că educating the mind without education the, of the heart is, the edu is not education at all. Deci, când cineva își educă mintea fără educația inimii, ai de fapt nu este educație. Și un detaliu foarte important, Vigiana nu poate fi obținută din cărți. Ghiana poate fi obținută din cărți, adică cunoașterea teoretică, erudiția poate fi obținută din cărți. Vigiana, cunoaștere realizată, nu poate fi obținută din cărți, ea poate fi obținută doar prin asocierea cu maestru spiritual, care îți oferă o anumită educație în cadrul căreia tu dezvolți anumite calități. Și prima calitate pe care o dezvoltă un maestru spiritual în inima unui discipol este smerenia, amanitvam, adambitvam. bitva. Bun. După multe deliberare, deci Lakshmi l-a acceptat pe domnul Vișnu ca pe soțul ei, deci ea mergea cu o ghirlandă printre rânduri, și toți semizei și toți demonii mi-e, mi dar Lakshmi i-a scanat pe toți și a văzut că toți au anumite discrepanțe și până în final, ea îi oferă ghirlanda respectivă Domnului Vișnu pentru că el nu are, nu are defecte și toți semizeii împreună cu descendenții lor i-au fost binecuvântați de privirea lui Lakshmi, deci era primul semn că voi o să atingeți succes în toată această afacere de smântânire al oceanului de lapte. Și această binecuvântare s-a manifestat în faptul că ei, semizeii, au obținut calități divine. Calități divine despre care o să vorbesc puțin mai târziu. Acum, la ultima lecție, noi am menționat faptul că, în mod. Metaforică, aceasta Amrita, Mantana Lila sau dubândirea nectarului nemuririi. Simbolic reprezintă agitația care se întâmplă în conștiința practicantului spiritual. Adică în mintea noastră, pe măsură ce noi avansăm pe calea avansului spiritual la niveluri mai înalte de maturitate și puritate spirituală. Deci, asta înseamnă asmânti, oceanul. Asmânti, conștiința, asmânti. A, mintea. Naraine astăzi tot, îmi cer tare că spun, dar Naraine tot astăzi a admis că după inițiere, deci, foarte multe lucruri au ieșit la iveală din, din, din minte, din conștiință, lucruri pe care nici măcar nu eram conștienți. La mulți dintre voi, ele au ieșit chiar și înainte de inițiere. <laughs> dar a, a, asta este procesul acesta de... Deci până când nu faci curat în casă, e foarte curat. Așa e? Deci când Soția intră în camera soțului și spune, fă, fă puțină curățenie. Dar e curat, tot e bine, ce vrei. Și în momentul în care tu începi să faci curat, tu începi să vezi toată mizeria aia care este ascunsă pe sub paturi, sub dulapuri, pe rafturi, mai știu eu și așa mai departe. Și atât în mod similar. Deci, înainte de a începe cu adevărat o purificare al inteligenței, noi suntem blăjini și sfânți. Tot, eu am fost o persoană mai bună, atunci când înainte de a veni la voi, dar după aia când am venit la voi, am văzut câte impurități se află în interiorul meu, ce ați făcut cu mine. Nimic n-am făcut cu tine, tu de fapt era așa, doar că nu erai conștient de aceste lucruri. Și acum s-a început această batere al oceanului, adică al cetăna, cetudar până marginam, al conștiinței tale și tu începi să vezi toate cele impurități care au fost până în prezent uh, ascunse. Deci, simbolic vorbind, oceanul de lapte reprezintă mintea sau conștiința practicantului spiritual. Nu? Oceanul, uneori mai este acest ocean uh, cauzal în cadrul Universului, este numit ca Bava sindu, Bava Sindhu înseamnă oceanul emoțiilor, nu? oceanul vritiurilor. Și atât în mod similar, există un ocean la nivel de macrocosmos, există un ocean la nivel de microcosmos. Iată, în mintea noastră este un gen de ocean cu tot felul de valuri mici și mari. Uneori avem storms, avem furtune și așa mai departe. Furtune, adică vrituri, vârtejuri de tot felul de emoții, gânduri, perturbări, anxietăți mentale. Da? Muntele Mandara înseamnă concentrare. Deci Mandara man de la manas, ceea ce înseamnă minte și dara, înseamnă aliniere da? sau concentrare mentală. Zei reprezintă natura noastră divină devantaca, care manifestă anumite calități virtuoase. Demonii reprezintă natura noastră întunecată sau narantaca, care manifestă trăsături a, vicioase. Ieri discutasem cu un, a, cu un prieten de-al meu din Ucraina și el spunea că Radă Guvinda, eu nu cred că lucrurile care se manifestă în mintea mea sunt generate doar de minte. Probabil sunt ceva stafii care mă afectează, ce, ce se întâmplă. <laughs> și zic, stai, stai liniștit, da, nu neapărat că sunt stafii. Însuși, mintea ta e deja uh, foarte nebună, doar că acum începi să devii conștient de ea. Și asta e practica spirituală când tu de la o parte începi să vezi cum funcționează mintea, ego-ul tău, inteligența ta, simțurile tale. Nu? După aceea, cooperarea zeilor și a demonilor uh, reprezintă implicarea aspectelor pozitive și negative ale personalității noastre pentru un scop comun. Și aici e foarte taci uh, această situație în sens că noi avem anumite calități, o anumită natură care în anumite situații se manifestă ca o natură nefavorabilă sau demonică, dar chiar și ea trebuie să fie folosită în avantajul avansului nostru spiritual. Transformată, cizilată, dar totuși folosită în avantajul avansului nostru spiritual. Dobândirea de Amrita înseamnă eliberarea din Samsara, din ciclul de naștere și de moarte și comuniunea cu personalitatea divină. O travă halahala din punct de vedere al practicii spirituale, în mox simbolic, reprezintă suferința fizică și suferința mentală pe care noi o trecem, mai ales la începutul practicii noastre spirituale, la începutul practicii de sadhana. Este dureros să te trezești la 4 dimineața. Este dureros să faci duș. Este dureros să te abții de la cafea. Este dureros să te abții de la de la țigări, de la alte substanțe, mai știu Este dureros să înfăptuiești și să urmezi principiile de yama și de niyama. O travă de asemenea reprezintă dubile noastre interioare, deci dubile în sine. Voi fi eu capabil să ating iluminarea spirituală în această viață? Și iarăși în cercurile ezoterice, spirituale din București, deci dacă întrebi și nu, tu vrei să atingi luminarea în această viață? Eu deja sunt iluminat în această viață. What was... Da, da, eu deja sunt în samadhi. Deci dubile interioare în sine, dubile interioare în proces, și atenție, dubile interioare în sanga dar oamenii ăștia chiar sunt spirituali. Da, ei sigur nu vor bani de la mine, nu vor resurse, nu vor viața mea, nu știu, nu mă vor în sclavie sau ceva de gen, da? Deci aia sunt dubii absolut firești prin care trece, trece, fiecare. Deci voi fi eu capabil, procesul va funcționa sau nu, pentru că e prea ușor. Cum așa? Doar când Hare Krishna și a, atingi luminarea, atingi purificarea conștiinței. Prea cheap. Trebuie să stai pe cap, trebuie să, nu știu, să te bagi în foc, trebuie să te urci pe munte și să sari în jos. Deci trebuie să faci ceva extraordinar ca să atingi luminare. Și aici ți se spune doar, urmează patru principii regulatoare și încantează 16 runde. Acum am citit un articol, out of track puțin o să fiu, dar unui prieten de-al meu foarte, foarte vechi, care a scris un articol despre faptul că Cineva din mentorile spirituale al unui devotat a spus că dacă vrei să atingi perfecțiunea vieții spirituale, trebuie să incantezi 64 de runde de Hare Krishna Mahamantra zilnic. Și omul era căsătorit, avea trei copii și el spune, eu nu sunt capabil, deci. Și acest prieten a scris un articol în, în direct despre, dar în primul rând, și la propada a stabilit 16 runde, minim, dar totuși sunt 16. Și el aducea exemplu cu, și la Gorgovinda Maraj, care Gorgovinda Maraj spunea, el, Gorgovinda Maraj, când era un discipol foarte avansat al și la Prabhupada. Și Gorgovinda Swami, când auzea că devotații inventează uh, lucruri de gen, trebuie să incantezi 64 de runde sau 23 de runde sau 32 de runde sau 25 în ziua de ecadeșe sau toate rundele trebuie să fie făcute cu spatele drept în padmasana sau <coughs> rundele trebuie să fie făcute până la ora 10 dimineața ca să-și aibă efectul. Și lucruri de acest gen care, pe care și la propad nu le sublinia niciodată. Da? 16 runde de cursul zilei. A, pentru că aveți joburi, aveți familie, deci propada era înțelegător. Dar după plecarea lui propad devotații nu au tendința să se exagereze cumva. Sunt ei mai sfinți decât de la Roma. nu? Și Gorgonina Maraș, când a auzea, auzea acest gen de lucru, el, 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 el odată a chiar a râs și a spus că eu am realizat sfărupa mea prin cântarea celor 16 runde și eu am realizat și sfărupa maestrului meu spiritual prin cântarea celor 16 runde. Care este, vă spun eu, o afirmație foarte serioasă. Adică el spune că prin cântarea celor 16 runde eu am Realizat forma mea spirituală eternă, forma Sufletului meu etern, care se află într-o anumită relație particulară cu Divinitatea Supremă. Și eu am realizat, de asemenea, forma spirituală al Gurului meu prin 16, rând, nu prin 17 și nu prin 64. Deci, ideea este că procesul este simplu, dar puternic. Cum preopadă spunea, este simplu pentru simple-minded. Și el este foarte complicat pentru oamenii care au o minte sucită. Și în același timp, Propas spunea că el este atât de simplu încât It's so simple, you'll miss it. E atât de simplu încât o să treacă pe lângă voi. Pentru că voi vreți lucruri complicate. Și o travă halahala, de asemenea, reprezintă conflictul interior. Când îngerul din interiorul nostru tânjește să urmeze o cale spirituală și măgărușul din interiorul nostru vrea doar să doarmă, vrea doar să mănânce, vrea doar să facă sex și mai mult nu vrea nimic în această viață. Deci asta este lupta aia interioară care are loc în interiorul nostru. Pe lângă asta avem și presiunea din partea rudelor, din partea vecinilor, din partea prietenilor noștri, din partea soților, soțiilor, că îți pierzi viața și tu cu secta respectivă și așa mai departe. Tu mai ai încă timp, mai, mai mergi, deci încă poți, poți să poți ți faci o carieră, la bătrânețe o să faci Hare Krishna mantra, acum fi de treabă, da? Deci asta este hala, hala pe care fiecare practicant spiritual trebuie să îl confrunte, această o treabă. Deci, adică instabilitatea corpului și a minții care apar ca o reacție contrară Împotriva practicii spirituale. Și aceste obstacole pot fi depășite prin sadhana. Sadhana care înseamnă, în primul rând, disciplină. Sadhana înseamnă statornicie, sadhana înseamnă austeritate, simplitate, detașare. Și aceste calități sunt personificate în domnul Shiva. El este personificarea acestor calități. Și anume, Shiva, el a consumat o travă. Deci, dacă noi suntem serioși în sadănă, noi vom depăși toate aceste obstacole care inevitabil apar atunci când mintea este smântânită. Bunurile care sunt generate din ocean, adică ele reprezintă acele obiective secundare pe termen scurt care ne derutează de la obiectivele noastre primare pe termen. Lung. Și aici noi am vorbit despre diferența dintre preies și șreies, deci preies este beneficiu imediat pe care noi vrem să-l primim și deseori pe calea avansului spiritual un beneficiu imediat ar fi ca în caza mini când cineva este tentat de bani și de resurse materiale sau de venerare și adorare. Uh, sau există conceptul de narcisism spiritual, care e o problemă foarte mare abordată în, în, în Biserica Catolică, mai ales. Deci, au cărți întregi care descrie fenomenul respectiv, când, de exemplu, un, un părinte, deci, el, el deja se simte că el este însuși Dumnezeu pe pământ. Și șres și este beneficiul final, adică nectarul nemuririi. Zeița norocului Rama sau Lakshmi sau Shri, ea este sursa calităților transcendentale care încep să se dezvolte în caracterul unui practicant spiritual puțin mai târziu, în calea avansului spiritual, și adică după smântinirea conștiinței și renunțarea la diferite tentații și fixarea în devoțiune, încep să apară calități devoționale adevărate. Deci calități transcendentale încep să se manifeste în uh, caracter. Și noi ne aducem aminte cum Lakshmi uh, a binecuvântat, i-a binecuvântat pe toți semizei, pe, adică pe devotați, uh, și de asemenea pe descendenții semizeilor, adică devotații devotaților, cu toate calitățile virtuoase. Și aici aveam un verset frumos în care se spune Iasiasti Bhaktir Bhagavatea Kinchana Sarvair Gunaistatra samasate suraha harava se kutau mahat guna manoratena sati bahi toți semizeii și calitățile lor exaltate, cum ar fi dharma, cunoașterea, Ghyana și renunțarea vairagya, devin manifestate în corpul celui care a dezvoltat devotamentul pur față de personalitatea supremă a divinității Vasudeva. Pe de altă parte, o persoană lipsită de bhakti, de serviciu devoțional și angajată doar în activități materiale, nu posedă calități virtuoase. Chiar dacă este expert în dharma, fără bhakti, el va rămâne prada propriilor speculații mentale și, să, și va opera în cadrul energiei exterioare a Domnului Suprem, fiind lipsit de orice calitate virtuoasă. Un nume al lui Lakshmi este Sri Devi. Shri uh, înseamnă abundență sau prosperitate sau calități divine. Shri mai înseamnă shrada sau credința divină. Și în textele Vaishnava se afirmă că Lakshmi este o expansiune a lui și Rădărani, Radarani, consoarte eternă a Divinității Supreme. Și se spune că atunci când Lakshmi sau Radarani, Shri Devi, binecuvântează o entitate vie, în inima acestei entități vie apare șrada, apare credința în calea avansului spiritual în divinitatea supremă. Credința este acel driver care conectează sufletul infinitezimal cu sufletul absolut. De deci ceva atomic și ceva absolut de mare, cum să-i conectezi? Prin șrada, prin credință. Prin urmare, deci, momentul în care în inima cuiva apare o mică șrada, mm. persoana respectivă deja este considerată a fi un vaișnavă, un devotat. Deci cine, când cineva devine un devotat, momentul în care în inima lui a apărut credința, persoana supremă divină este Krishna, Vishnu, Govinda, mai știu eu, eu sunt parte fragmentară, integrantă din persoana supremă a divinității. Iată, în acest moment, când apare această șradă, această credință, persoana este considerată a fi un vaihshnava, adică un, un devotat al Divinității Supreme. Și anume, din această cauză, în tradiția vaișnava, când în cultura Vaișnava, adică în eticheta spirituală, când ne adresăm unui bărbat, noi folosim aceste titluri spirituale, cum ar fi, de exemplu, shriman, sau cum ar fi e mai mult pentru casnici, Shripada este mai mult pentru saniase, pentru călugări, sau la este pentru maestri spirituali care au, um, um, cum să spun, care au făcut foarte multe servicii excepționale pentru guru parampara, pentru succesiunea disciplică. Și femeilor uh, li se adresează folosind titlul de Sri sau Sri yuta. Și în toate aceste titluri noi avem Sri. Shri înseamnă cel care este binecuvântat cu calitățile transcendentale, calitățile divine. Și iată când semizei, deci ei au obținut binecuvântările lui Lakshmi, ei au rămas satisfăcuți, șanti, pe când demonii, adică entitățile demonice, ei au, fost, ei au găsit adăpost în zeița intoxicaț intoxicaților varunii. Deci ei Uh, acolo și-au găsit adăpostul, uh, intoxicațiile care distrug luciditatea necesară pentru realizarea sinelui. Și, ca rezultat, demonii, ce deci, au rămas și mai deprimați, și mai frustrați, nebuniți, adică ei au fost lipsiți de amrita. Deci, asta a fost uh, ultima parte pe care noi am discutat-o data anterioară. Și acum o să citim în continuare. Și o să vedem ce s-a întâmplat mai departe în această narațiune. Orege, apoi când demonii și semizei au continuat smântânirea, din oceanul de lapte a apărut încă o porțiune plenară a Domnului Vișnu pe nume Danvantari. Cine a auzit de Danvantari? Mulți n-au auzit. Bine, haideți să vorbim puțin despre Danvantari. Bagătam încă oferă câteva fraze despre Dan Vantare, spunând că Dan Vantare arăta foarte tânăr, ornamentat cu ghilande de flori, iar întregul său corp era decorat cu diverse ornamente. În mâna sa el avea un kalașa, un vas plin cu nectarul nemăririi Amrita. Deci Dan Vantare este acel avatar special care a dăruit știința medicinală Ayurveda Universului. De, Ayurveda pornește de la Dan Vantare. Și aici avem această mantră din Shimat Bhagavatam, cei care sunt interesați în îmbunătățirea sănătății, așa, puteți să o recitați zilnic adresându-vă la Domnul Vișnu, care are această funcțiune. Dan Bhagavan Pat Apatiat fie ca suprema personalitatea divinității în încarnarea sa ca Dan Mantari, să mă scutească de alimentele nedorite și să mă protejeze de bolile fizice. Și un, un lucru foarte interesant, asta este traducerea lui și la Propada Prabhupada spunea că farmacia noastră este de fapt bucătăria noastră de acasă. Pentru că bolile încep de la mâncare incorrectă, de la alimentare incorrectă. Unul la mână, de la Mâncare excesivă, deci când tot timpul băgăm ceva în gură și ca rezultat corpul nostru devine mai plin, se umple cu tot felul de toxine și până la 40-45 de ani este ok. Dar după 40-45 după de ani încep, încep problemele, aceste toxine se vor manifesta în, în corp și în mintea. Și de ce el? se spune că încarnarea sa dă învântare să mă scutească de alimentele nedorite și să mă protejeze de bolile fitice. Deci, cu alte cuvinte, sănătatea începe cu alimentele corecte sau cu mâncarea în modul bunătății. Mâncarea vegetariană în modul bunătății, care preferabil să fie prasadam sau mâncare spiritualizată, sfințită. Și Ayurveda, pornind de la Dan Vantare, este un gen de manual de vindecare al lui Dumnezeu care este oferit entităților vii. Ayurveda este o medicină preventivă și nu reactivă. de aici chiar intenționat vreau să vă arăt această poză pentru că e foarte haioasă. Sunt convins că ați văzut-o pe internet. Deci pastile și operații. Și aici avem schimbarea modului de viață, da, stilului de viață. Aici e rând, aici nu e nimeni, da, probabil Amrita ar fi pe aici undeva. Restul n-au ce căuta acolo. Scopul științei Ayurveda este înlăturarea nu a simptomelor bolii, ci înlăturarea cauzei, rădăcine al bolilor. Și iată în acest sens, deci Ayurveda nu oferă doar o abordare superficială da, cu medicii moderni, deci cum ceva s-a întâmplat, vin cu acest te tai, da? sau vină să stai ceva, sau vine să te vaccinezi, da? <laughs> vină să-ți bag ceva medicamente în, în, sânge, mai știu eu. Și Ayurveda, Ayurveda, prima întrebare pe care o pune un medic ayurvedist când vine un pacient, este spunem, te rog, care este stilul tău de viață. Asta este prima întrebare. Și tehnic vorbind, pacientul nici măcar nu trebuie să fie întrebat de medicul aervedist, pentru că asta este primul lucru pe care singur pacientul îl face când vine la un doctor aervedic. Și el spune că eu am dus un stil de viață satric, așa cum prescrie șastra. Eu nu mănânc mult, eu nu dorm puțin, eu nu simt anxietate, eu sunt curat. Propa spunea trei cauze al bolilor. Overeating, adică mâncare excesivă, mâncare noaptea, când deschidem frigiderul și... După aia, lipsa de curățenie și anxietate, stresul. Trei cauze ale bolilor în acord cu Ayurveda. Și Pacientul spune, deci eu urmesc toate prescripțiile de ce sunt bolnav. Și atunci medicul investigează mai mult totuși unde este cauza rădicină și îi spune, uite, corectează puțin stilul tău de uh, viață. Deci Ayurveda reprezintă un gen de artă, o filozofie al vieții în modul bunătății. Și în acest sens, dandvăntare oferă nu doar pastile, dar și o filozofie științifică, un stil de viață satvic. Da. Și atât până în prezent această narațiune ne-a oferit șase învățături despre leadership și șase învățături despre leadership atât în domeniul material cât și în domeniul spiritual. Haideți repede să ne, să ne aducem aminte despre acele șase învățături și după aia o să vedem care este învățătura a șapte de astăzi reprezentată simbolic de Dan Vantare. Deci prima învățătură este când ne confruntăm cu o criză sau cu o problemă și nu știm care este soluția, la început trebuie să ne calmăm, să ne reconectăm cu divinitatea din inimă. Hridaena biano ghiato. Confirmarea va veni din interior. A doua învățătură a, a fost învață să colaborezi, pentru că munca în echipă, sanga, invocă eficiență, prosperitate și rezultate de succes. Efectul sinergic este mult mai mare decât efectul individual, în orice domeniu. A treia învățătură păstrează flexibilitatea, flexibilitatea psihologică pentru a face față provocărilor. Trebuie să fie așa cum eu vreau, trebuie să fie așa cum eu spun. Relax. Niciodată nu o să fie așa cum vrei tu. Întotdeauna va fi așa cum este dat de Divinitatea Supremă. A patra învățătură urmează și propria minire sau darma, nu imita datoria altuia. Deci nu fi pradă la manchisi, mankidu. Noi, fiecare dintre noi, avem o anumită minire care trebuie să fie descoperită și misiunea în viața noastră trebuie să fie uh, înfăptuită cu determinare. A cincea învățătură, de îndată ce apare o travă, adică eșecurile și problemele, nu renunța la proiect. În orice domeniu. Deci primul rezultat sunt prostiile, greșelile, eșecurile sau durerea. Fizică, durerea mentală, durerea interioară. Și am vorbit despre acele trei tipuri de jana, trei tipuri de persoane care sunt, cine ține minte chiar? Canișta geană, după aia jana și jana. Adică trei tipuri de persoane ca niște, nici măcar nu sunt hotărâți, nu mă bag niciunde, lăsați-mă în pace, viața lor e pe pauză. Eu nu vreau să greșesc, de-aia nu mă implic nimic. A doua categorie de persoane sunt cei care se bagă în ceva, dar la primele obstacole ei cedează. A, nu, nu, e prea dureros, prea, prea frig, prea n-am mâncare, vreau să dorm și așa mai departe. Și persoanele hotărite sunt utamajana, sunt persoanele care Vea mica Budhir, deci inteligența lor este foarte fermă și ei reprezintă acele 2 sau 3% din populație oamenii care își pun țeluri, scopuri și le ating. Și așa să învățătura a fost, nu te lăsa tentat și derutat de obiectele secundare pe termen scurt, preas, rămâi fixat pe obiectivele primare pe termen lung și și acum să vedem care este cea de-a șaptea învățătură importantă despre leadership din această narațiune, care sună în modul următor: Acordă prioritate sănătății fizice și mentale, ascute toporul, trăiește viața în modul bunătății, Svatva. Vasul care conținea amrita, deci era ținut în mâini de dandvântari. El a fost adus înaintea, în fața zeilor și a demonilor. Și mesajul simbolic este faptul că eficiența în afaceri poate fi atinsă numai atunci când corpul și mintea noastră se află într-o stare perfect sănătoasă. Sau, în orice caz, cât de perfect sănătoasă posibil. Și acum haideți să discutăm ce înseamnă a scuți toporul din punctul de vedere al leadership în domeniul material. Iată, avem un citat de Abraham Lincoln, care îmi place foarte mult, care spunea că dăm șase ore să tai un copac și voi petrece prima oră scuțin toporul. Povestea acum din spatele acestei înțelepciuni. Odată un tăitor de lemne, a primit o ofertă foarte bună și salariul îl mulțumea, condițiile de muncă erau foarte bune și atunci șeful i-a dat un topor mare și i-a spus că uite, asta este zona în care tu trebuie să tai o anumită cantitate de copaci. Și atunci, în prima zi, bărbatul respectiv a dobărât 18 copaci. E un exemplu mai tămasic, pentru că nu este bine să doborești după da, să-i tai, dar anyway. Și când șeful a văzut că pf, în prima zi 18 cupaci doborești, deci șeful a fost foarte, foarte fericit și a spus că continuă mai departe și eu îți garantez creștere în carieră da? și salariu mai mare. Și iată, omul a devenit foarte motivat, a început ca nebunul să cu cupaci și a doua zi el a fost capabil să dobărească doar 15 copaci. S-a mirat, după aia a treia zi doar 10 copaci, a patra zi doar 5 copaci și a început să gândească, dar ce se întâmplă? Pentru că eu depun același efort, deci eu nu simt că forța mea fizică a diminuat, oare îmi pierd puterea sau ce se întâmplă? Și atunci el a mers la șeful său și a cerut scuze, spunând că nu, nu înțelege ce se întâmplă. Și șefului, fiți atenți acum, șeful îi pune o întrebare. spune te rog, dragule, când a fost ultima oară când tu ți-ai ascuțit toporul? Și răspunsul a fost răspunsul pe care îl oferă fiecare dintre noi. Iată, răspunsul acesta reprezintă atitudinea noastră a fiecăruia dintre noi față de viață. Răspunsul a fost, eu nu am timp să ascut toporul. Da, eu nu am timp să ascut toporul pentru că sunt foarte ocupat, sunt foarte, foarte încărcat. Și morala acestei povești, în carte, există o carte foarte frumoasă, se numește Seven Habits of a Successful Person, îmi pare că, de Stephen Covey. Highly Effective, Highly effective Persons, da. <laughs> da. Și uh, Stephen Covey, deci el spune că ascuțirea toporului este una dintre deprinderile de bază al persoanelor eficiente. Nu este nicio problemă ca noi să fim angajați în muncă grea. Nu este nicio problemă ca noi să avem diferite proiecte. Însă noi nu trebuie să fim atât de ocupați încât noi neglijăm în viață lucrurile care cu adevărat sunt importante. Pentru că, iată, numai din cauza aceste situații. Noi aveam copii care au crescut frustrați. De ce? Pentru că ei n-au primit căldura părinților săi. De ce? Pentru că părinții lor tot timpul erau implicați în lucru, în proiecte, în construirea casei, în grădină. Mama, unde te duci? Mă duc la grădină. Da? Mă duc să mă odihnesc. <laughs> Muncind. <laughs> Și uh, foarte multe lucruri deci via viața trece pe lângă noi, anume din cauza faptului că noi nu știm să ne oprim. Noi nu știm să ascuțim acel topor. Nu știm... Eu, pe mine m-a marcat foarte mult când nimeni din maestri spiritual, din ISCON, nu spunea acest lucru. Eu l-am zis doar de la Shivarama Swami, deși eu puteam să primesc inițiere de la 3-4 maestri spirituali. Cuvintele pe care m-au cucerit pe mine a spus că if you want to be my disciple, come to New Rajodam and spend with me quality time. Deci, vrei să fii discipolul meu, vină în New Vrajadam și petrece cu mine quality time. Deci, timp, nu doar time, dar quality time, adică noi trebuie să ne asociem de calitate. Asocierea noastră trebuie să fie de calitate cu alte cuvinte. Uh. Dar, deseori, noi fiind preocupați, fiind foarte superficial în viață, noi nu avem timp pentru odihnă, nu avem timp pentru relaxare, nu avem timp pentru gândire profundă, nu avem timp pentru oamenii apropiați, pentru soții, pentru soți, pentru copii. Noi suntem implicați în proiecte, în lucruri mari. Noi salvăm lumea, de obicei. Deci noi schimbăm lumea, salvăm lumea, ceva de gen. Ego-ul nostru știe cum să uh, justifice implicarea noastră în activități materiale într-un mod în care noi pierdem zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an și după aia vezi, 30 de ani s-au dus. Pentru ce? Habar n-am. Pentru ce? De ce? Pentru că nu eu am reglat viața, ci viața m-a reglat pe mine. De ce e foarte important să ne oprim și să ascuțim toporul din aceste puncte de vedere, deci din punctul de vedere al relațiilor de calitate în viață cu oamenii apropiați și al doilea moment simbolic ce reprezintă ascuțirea toporului este să-ți ascuți toporul din punct de vedere al grijei față de sănătatea ta fizică și sănătatea ta mentală. Pentru că aceeași problemă o avem. Deci, Până la 40 de ani noi nu ascuțim toporul, nu investim nimic în ascuțirea acestui topor. Și după 40-45 de ani, lucrurile o să începem, noi o să știm deja unde este ficatul, noi o să știm în ce parte este inima, noi cu siguranță o să știm ce înseamnă uh, uh, arterialele de Tensiune arterială, da? noi o, 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 o să știm unde este spatele, unde unde sunt genunchii, toate aceste lucruri noi o să le cunoaștem cu siguranță. Bun, haideți puțin să vorbim despre ce înseamnă a oporul din punct de vedere al avansului spiritual. Noi o să mai revenim la sănătate, puțin dar din punct de vedere al avansului spiritual. Deci amrita, nectarul nemuririi, poate fi atinsă numai atunci când corpul și mintea sunt într-o stare poate nu perfect sănătoasă, dar cât posibil de sănătoase. Și succesul spiritual este foarte îngrenunat în cazul unei persoane care este bolnav fizic și bolnav mental. Interesant că Harry să spune că una dintre discalificările unui discipol este boala. Acum, atenție. Există boli cronice, car, karmice, să spunem așa, care n-ai ce să faci cu ele. Adică nu este în puterea ta. Dar există boli care tu, ca discipol, dacă nu le-ai abordat, ai doar este atitudinea ta, ta masică față de viață și față de corpul tău pe care tu l-ai primit de la Divinitatea Supremă, ca un instrument de care tu nu ai. Grijă și, ca rezultat, vei fi penalizat în formă de bol și în formă de anxietate. Tratatul aervedic Charaka Sutra Stana afirmă: Aici avem acest citat: Boala distruge sănătatea, bunăstarea și întreaga viață. Țelurile vieții armonioase, Dharma, prosperității, Arta și plăcerilor senzoriale, Kama, și al eliberării Moksha, pot fi obținute doar dacă o persoană este sănătoasă. Deci, chatur varga, cele patru scopuri ale vieții umane pot fi atinse doar atunci când cineva este sănătos. Și bineînțeles că bolile cronice nu avem cum să le controlăm. Dar, ceea ce se. E, se deci, când se ajunge la dieta corectă, când se ajunge la obezie, când se ajunge la uh, bă, coloana ta vertebrală scârție de, de durere. Asta sunt lucruri asupra care sunt în puterea noastră. Noi trebuie să lucrăm asupra lor. Noi trebuie să le gestionăm într-un mod corect și să avem grijă de ele. Și atât anume de aceea se spune că Ayurveda și yoga, ele sunt științe înrudite. Vrei să faci yoga, vrei să practici yoga, urmează Ayurveda care este, îți oferă un stil preventiv de viață satvică. Și de aceea tratatele vedice în general spun că o persoană este considerată aptă pentru a practica fie karma yoga, fie ghyana yoga, fie ashtanga yoga, fie bhakti yoga, cele patru tipuri de yoga descrise în Bhagavad Gita și în alte tratate, doar atunci când corpul și mintea sunt sănătoase. Și încă o dată repet, când uh, un, un discipol nu este sănătos, el este discalificat ca discipol în principiu, pentru că nu ești serios. Dar nu ești, nu ești serios. Nici măcar. Tu nu poți să ai grijă de corpul tău cum vrei tu să ai grijă de corpul Maestru Spiritual. Cum poți tu să ai grijă de Guruseva? Dacă tu nici măcar de corpul tău nu poți să ai grijă. Și cuvântul sanscrit pentru sănătate e un cuvânt foarte interesant. Svastia. Svastia de la sva. Sva înseamnă sine. Și svastia înseamnă a te reîntoarce la propriul sine, a realiza propriul sine. Deci vrei să realizezi sinele, svastia, la început, fii sănătos, cu alte cuvinte. Și starea sănătoasă a vieții se numește svasta. Deci svasta înseamnă sănătate la nivel de corp, la nivel mental. Un aforism foarte frumos, mie îmi place foarte mult acest aforism, eu l-am învățat acum două sau trei luni, în care se spune Shariram Adiam Kalu Dharma Sadanam. Unde e el? Shariram Adhyam Kalu Dharma Sadhana Sadhana, practica spirituală, începe cu grija față de sănătatea corpului. Deci vrei să fii un sadaka? Fine. Sănătatea corpului la început. Nu degeaba în Ashtanga Yoga, deci la început corpul tău trebuie să fie sănătos, după aia tu încet treci la Pranayama, care înseamnă sănătatea mintei, și după aia tu treci la diana, la meditație. Da? Și noi venim din lumea materială cu tot felul de samskara, cu tot felul de toxine în corp, în minte. Da? Corpul nostru bolnav și noi bhakti yoga. Da? Noi practicăm bhakti yoga, noi suntem transcendentali. Da? Și de ce? Noi comitem ofensă după ofensă și în practica noastră este foarte îngreunată. De ce? Da, noi practicăm bhakti yoga, dar aia nu înseamnă o abordare ignorantă față de corpul și mintea noastră, starea noastră mentală. Versetul acesta este foarte interesant pentru că el a fost spus de domnul Shiva. El este atribuit lui Caridas, marele poet uh, indian. Uh, și Kalidas uh, uh, el scrie într-unul din tratatele sale, calidas a fost un mare yogin. Uh, tratatul se numește Kumarasambhavam în care el descrie nașterea lui Kartikeya, Murugan, adică uh, Kartikeya este fiul lui Parvati și al lui Shiva. Kartikeya este zeul războiului, cum în tradiția romană este Marte. Uh, un alt nume al lui Kartikeya este Kumara. Kumara înseamnă copilul, da? copilul, Primul fiu, primul copil al lui Shiva și Parvati. Și atât, contextul acestui verset este foarte interesant. Pentru că se menționează că înainte de căsătorie cu domnul Shiva Parvati, în faptul asceze foarte severe ca să-l obține pe domnul Shiva ca pe soț. Și Shiva o testa. Ați văzut acel serial care era, nu mai țin minte, era Vishnu Purana sau mea, pe lângă Mahabharata mai există încă un serial. Shani Deva, Shani Deva exact. Și acolo, deci eu, eu am văzut câteva episoade din el, e prea mare pentru mine. Dar uh, acolo era, era exact, deci se arăta situația în care Parvati înfăptuia asceze cu ideea că ea vrea să-l primească pe Shiva ca pe soț. Și uh, n-a fost situația în care... Shiva considera că el va rămâne brămăcearii să-mi o viață întreagă. Da? Și toți ei erau pe capul lui, dar căsătorește o odată pentru binele Universului. Da? Și domnul Shiva făcea fața acestei presiuni. Și până la urmă Shiva a încercat cândva... A, a, el a decis că hai să o testez la început să văd dacă ea este demnă. Și atât, domnul Shiva, el s-a deghizat în forma unui înțelept care a apărut în fața lui Parvati, a lui Sati, și el i-a pus câteva întrebări. Deci el a fost foarte mișcat de penitențele pe care le-a înfăptuia Parvati, Sati, toate austeritățile pe care ele le-a înfăptuia și el a fost foarte mișcat, așutoș, inima lui era blândă. Dar el deci, a făcut această vizită într-o formă deghizată de, de un brahmana, de un guru, mai știu eu, și Parvati, când Shiva în această formă deghizată intră în ashramul ei, unde ea făcea austeritate, Parvati îl primește cu cel mai mare respect, îl slujește cu cea mai mare osp ospitalitate posibilă, i-a oferit ceva, apă, niște rădăcini, ce avea ea acolo ca ascetă, și după ce s-a așezat în pace Shiva îi pune niște întrebări. Aceste întrebări sunt simbolice pentru yogini atunci când ei se întâlnesc. Deci, iată, când yoginii de se întâlnesc, ei nu întreabă care a fost ultima lege care a fost adoptată de Parlament sau um, care este cursul lui euro acum, în prezent, da? sau uh, mai știu, deci care este uh, cel mai cea mai trendy haine pe care pot să o port acum, da? Nu. Iughinii pun următoarele întrebări. Obții oare tu ușor lemnul pentru ritualul focului, Iagia? Tadvigya artam sa guru panit Cine știe semnificația acestui verset? Tadvigyan artam sagurum eva bigacet samit panim shrotriam brahmanishtam. Da. Tată vigiana artam. Vrei să obții vigiana? Vila maestru spiritual cu lemne. Lemne nu înseamnă a duci, nu știu, lemne. Lemne, <laughs> lemne înseamnă lemn, material pentru credință, adică inteligența ta, urechile tale, inima ta o aduci maestru spiritual și atunci el aprinde focul, focul avansului spiritual, focul credinței. Și iată, dar și din punct de vedere fizic, pe timpuri acum mii de ani, maestru spiritual și yoghinii în peșterile unde făceau ei meditații, ei aprindeau acel foc sacrificial prin care ei venerau zeitățile Universului. Și de aceea și vă întreabă pe parvăte, obții ușor lemnul pentru ritualul focului Yagya și iar băcușă pentru a face patul și salteaua, deci adică sunt niște elemente care sunt necesare pentru yoginii care practicau diana yoga. Este oare apa de aici bună pentru baie? Pentru că vedele descriu diferite tipuri de apă. De adică, exemplu, apa de la robinete este cea mai tamasică apă ever posibilă. Chiar și savanții spun că este apa pe care noi am băut-o deja șapte ori. Bun venit! Apa, după aia există apă uh, de la o fântână, de la un puț, după aia avem apă de la un iaz, care este și mai bună, apa de la râu este și mai bună, mai ales de la fluvii, și apa din ocean este considerată cea mai plină cu prana, cea mai satvică apă. Și îmbăierea sacră este de asemenea un element esențial pentru practica de yoga, pentru că n-ai cum să faci meditație dacă mintea ta nu este pură. Mintea este pură datorită îmbăierii regulate, de trei ori pe zi, minim. <laughs> și vei, ok, dacă nu putem trei ori pe zi, măcar o dată, dar ea trebuie să fie dimineața și nu seara, înainte de somn. Și mâncarea pură. Aceste două elemente țin, îmi țin mintea cât de cât la nivel pur. După aia, Shiva o întreabă pe parvăte îți faci penitențele în funcție de capacitatea ta sau depui un supra-efort? Încă o întrebare genială, fantastică. Da? Tu, Gabriela, câte runde faci? 64? <laughs> sau doar 4? Da? Câte runde faci? Da? Sau, a, Baladeva, tu cât citești? Deci 8 ore pe zi sau 5 minute pe zi? Sunt întrebările pe care devotațiile le discută între ei. La fel cum atleții discută, nu știu, câte kilograme de fier ridici tu sau um, mai știu eu. Deci fiecare domeniu are discuțiile lor. este în mod similar. Oamenii spirituali au întrebările lor pe care ei le abordează. Deci tu depui efort în funcție de capacitatea ta sau depui un supra-efort, praias, care nu este favorabil, nu este auspicios. Pentru asta, Cătălina mi-a spus că nu există cuvântul favorabil în limba română. Este cuvântul auspicios. A, există favorabil. Ok, am citit eu repede. Deci, auspicios nu există. Ok, deci totuși favorabil. Bun, Mi îmi place favorabil mai mult. Ok, deci supra-efortul este, nu este favorabil pentru practica spirituală. Și mai departe, și va o întreabă pe Parvati. El spune, pentru că un corp sănătos și o minte sănătoasă este în mod obligatoriu prima necesitate pentru întreprinderea unei practici spirituale. Și după asta, domnul Shiva, el spune, Shariram Adia Kalo Dharma Sadhana. Sadhana începe cu grijă față de sănătatea corpului. Punct. Bun. Acum, conform Ayurveda, inteligența noastră se numește pragya. Există mai multe termeni, cum ar fi budi sau pragya. Este stita pragyam. În Bhagavad Gita, capitolul 2, Krishna descrie cine este un stita pragyamune, adică cine este un înțelept cu o minte statornică, cu inteligență statornică. Și Krishna descrie. Da? El este dincolo de dualitate, el nu are atac cardial atunci când găsește 100 de roni pe drum și el nu are atac cardial atunci când pierde 100 de roni da, undeva sau își pierde telefonul mobil. Da. el este... Dar nu le pierdeți, vă rog. Da, el, este, <laughs> el este... dincolo de dualitate. Deci, succa duca este dincolo de dualitatea bine, rău, fericire, anxietate și așa mai departe. El este stita pragia. Ayurveda descrie că motivul tuturor bolilor și problemelor este reprezentat de praghia aparada, ceea ce înseamnă o ofensă care este adusă inteligenței. Pragia aparada. Deci boala începe de la praghia aparada. Acum, în Bhagavad Gita noi avem acele faimoase versete în capitolul 3, este versetul 42, în special, în care Krishna spune Simțurile active sunt superioare materiei inerte. Deci avem o gradare aici. Deci prima este materia, după avem simțurile. Mintea este mai presus de simțuri, mai departe avem mintea. Inteligența este și mai presus de minte, iar Sufletul este chiar mai presus decât inteligența. Deci inteligența este cea mai apropiată față de Suflet. Și Arveda explică, dacă lăsăm pragia, inteligența să fie înșelată de falsul nostru ego, de ahankara, de mintea noastră, când inteligența este stăpânită de minte, trebuie să fie invers, inteligența trebuie să stăpânească mintea, nu invers. Și atunci când inteligența devine dominată de simțuri, atunci se produce praghia aparată. Deci tu nu acționezi la nivel de inteligență, tu acționezi la nivel al simțurilor, care înseamnă vreau, da? doresc. Primul, primul gest al copilului este acesta. Sau, da, da. <gresso> deci doresc, vreau. Da? Și atunci când inteligența este coruptă în acest mod, corpul cedează, corpul se îmbolnăvește. Deci asta este o descriere foarte interesantă. Deci asta este rădăcina tuturor bolilor în acord cu Ayurveda. Pe lângă cele trei, incurățenie, overeating, mâncare excesivă și anxietate. Dar aceste trei, ele sunt un rezultat deja al praghii apărat, al faptului că tu nu spui mintea în mișcare, nu spui inteligența în mișcare. Tu ești la nivel, vreau fanta, vreau dulce, vreau mâncare, vreau, vreau să dorm, deci nu vreau să fac nicio mișcare vreau să stau cu nasul în calculator, în televizor, zile întregi, sau cum fac bărbații, deci doar bere și mici, zile întregi, de aici începe toată povestea cu lipsa de sănătate. Și la Prabhupada avea un sticker lipit pe ușă în bucătărie pe care scria Stai eu mai am încă un slide la acest capitol pe care scria un lucru interesant. Sănătatea este numărul 1. Iată aici avem citatul. Incantarea mantrei este numărul 2. Serviciul devoțional practic este numărul 3. Și pe lângă acesta este important să citești. Și acest sticker care a fost scris personal de mâna lui și la Prabhupada, Eu aș fi vrut să am un acasă. Deci vă dați seama să aveți un sticker din asta care rămâne de la maestru spiritual. Deci o, o de acest gen. <fie> Propadă l-a scris în momentul în care o discipulă de-a lui, pe nume Jadurani, era prima pictoriță în Iscon. Ea a făcut primele picturi cu Propad, cu Krishna, cu Mahavishnu și așa mai departe. Uh, ea cumva era foarte activ implicată în tot felul de servicii, curățenie, nu știu, disipire de cărți, gătit, spălat și așa mai departe. Și la un moment dat, preocupat a văzut că Jadurani nu are deloc, nu are grijă față de corpul său fizic, față de sănătatea sa. Îmblat dezbrăcată și alte lucruri. De ce? Pentru că devotații începători iau acel zel, da? Noi suntem transcendentali. Noi suntem dincolo de rece, frig, căldură. Noi suntem transcendentali. Și atât propada a simțit acest vibe, cumva, al modului ignoranței din partea lui Jadurani. Și propada cu mâna, mâna lui, a scris și a lipit stickerul respectiv, l-a lipit pe ușa bucătăriei. După aia, Tamal Krishna Mara și Giriraj Swami, deci ei, tot, i au auzit de la propada o altă formulă, care sună ca sănătate, sadă, serviciu. Deci sunt prioritățile noastre. Prima prioritate este sănătatea. A doua prioritate este sadăna. Și a treia este, doar a treia este serviciu. Eu v-am povestit de mai multe ori această formulă, dar avem și devotați mai noi și pentru beneficiul lor eu aș vrea să, să mai subliniez încă o dată aceste adevăruri care sunt foarte importante. Deci eu prima oară am văzut acest moto, eu l-am văzut la un prieten de-al meu, pe, pe, nume Vishwan Bar, el era servitorul lui Shivaram Swami și el treia în casa lui Shivaram Swami în Nivrajudam. Și el avea camera lui și odată vișambar m-a invitat la el în cameră, lângă era camera lui Shivaram Swami și atunci am intrat la Vishwambar și pe peretele uh, cel mai mare al lui Vișvambar era o poză foarte mare, de cum avem noi pozele acestea, numai că erau și mai mari, unde erau scrise doar trei cuvinte. Sănătate, health, sadhana, service. Și eu zic, jean Bar, cei cu mantra asta povestește. -mi. Și eu spun: Asta sunt trei priorități pe care le uh, oferă și Vara Masvami, ca prioritățile unui uh, discipol. Și atât, din păcate, adesea ori prioritățile noastre sunt. Deci avem diferite variante. Prima variantă a fi: pe, pe primul loc se află SEVA, serviciu. Pe al doilea loc se află sadana. Pe a treilea loc se află sănătatea. Deci la început serviciu, după aia sadana. Și devotații începători, cam asta e tendința lor. Deci eu mă duc mai bine la bucătărie decât stau la o lecție. Da? Sau eu mă duc și spăl pe jos decât fac niște runde adiționale. Sau mă duc și, nu știu, spăl hainele maestrului spiritual în loc să stau și să ascult lecția Dumnealui. Odată Bhakti Bringa mă Maraci el se ducea la o lecție și un grup de discipole devotate cu flori, cu mături, nu știu ce, mergeau în direcția opusă la un festival Bhakti Sangama. Și Govinda Maraj ne întreabă unde vă duceți? ne ducem în Gurudev, ne ducem în camera dumneavoastră să facem curat. Și -măraș spus, la lecție. vă deci, întoarceți și la lecție. Deci nu mă interesează la lecție, pentru că ceea ce eu ca maestru spiritual, cel mai bun ce eu pot să vă ofer, voi să auziți acolo, în timpul lecției, acolo vă duceți. După aia o să găsim noi timp pentru curățenie. Deci, serviciu sadănă sănătate. Sau, uneori este serviciu, după aia este sănătatea, și după aia, la urmă este sadă. Deci, avem diferite combinații. Dar, în general, suferă cel mai mult fie sadănă, practica noastră zilnică, fie sănătatea. Dar sănătatea cel mai desori suferă. Și aici trebuie să realizăm faptul că dacă nu suntem sănătoși, nu avem cum să practicăm sadhana. Orice caz o sadhana de calitate n-ai cum să practici. Și dacă ești, nu ești sănătos, n-ai cum să faci serviciu devoțional nu o zi, nu o săptămână, nu o lună și nu un an. Noi avem o cursă de maraton până la sfârșitul vieții noastre de alergat. Da, noi în mișcarea noastră am avut comete deci care au apărut, i-au orbit pe toți cu lumina lor extraordinară de erudiție, de servicii excepționale, de achievements, rezultate mari și care după aia au ars da? și în frustrarea lor a spus, a spus că voi cinci ani m-ați exploatat și acum eu trebuie să-mi caut de sănătate. Dar nu te-a exploatat nimeni, da? pentru că tu nu ai avut grijă de, de sănătatea corpului tău și tu n-ai ținut lucrurile în echilibru. Deci una din datorile maestrului spiritual este să învețe pe discipol să țină lucrurile în echilibru. Pentru că un maestru spiritual inteligent, el nu vrea un discipol care după 2-3 ani el arde, el nu mai are energie. Un maestru spiritual vrea un discipol care o viață întreagă o să meargă stabil, poate el nu o să realizeze multe lucruri din punct de vedere exterior, dar din punct de vedere al avansului său interior spiritual, el va rămâne stabil sau ia o viață întreagă și va atinge perfecțiunea vieții spirituale. Și dacă nu avem o sadănă bună, atunci serviciul nostru va fi un, nu va fi nici măcar un serviciu devoțional, va rămâne la nivel de aghiată, sukriti, ceea ce înseamnă merite pioase care sunt înfăptuite la nivel inconștient. Deci, încă o dată, acest moto, sănătate, sa în serviciu, trebuie să devină un model prin care noi putem conduce nu numai viața spirituală, dar, în general, viața. Și asta este formula modului bunătății care este descrisă de Krishna în Bhagavad Gita în aceste două versete frumoase, în care Krishna îi spune lui Arjuna, nu poate să devină. Ioghin, cel care mănâncă prea mult sau care mănâncă prea puțin. Noi, în comunitatea noastră, avem și unii și alții, sincer să vă spun, dar don't shoot the messenger. No. <laughs> Noi avem devătați care mănâncă puțin, sincer vă spun. Deci, eu, mie, pe mine mă atrage cineva de limbă să spun, mănâncă, te rog, mai mult. Și sunt devătați care mănâncă prea mult, Uneori din cauza anxietății, din cauza obișnuinței. Dar nu poate să ajungă eu cel care mănâncă prea mult sau care mănâncă prea puțin, nici cel care doarme prea mult, ori nu doarme destul. Și de asemenea, avem și pe unii și pe alții aici. avem Unii care dorm prea mult, unii care dorm prea puțin. Garantată anxietate și depresie. Deci, dacă nu dormi suficient, mai ales femeile. Și bărbații ar trebui să fie puțin mai sensibil, pentru că femeile, în principiu, în general, ele, uh, ele trebuie să doarmă puțin mai mult decât bărbații în acord cu Ayurveda. Mai departe. Aud uh, râse din Ok, ok. Deci o să avem discuții de asta după. Și <laughs> <laughs> faimosul verset, harvi yukta su yukta, yukta, yukta se Un verset pe care, deputații, voi, trebuie să-l știți, trebuie să-l memorizați, un verset important. Deci cel care este cumpătat atunci când mănâncă, doarme, se odihnește sau lucrează, poate să-și aline toate suferințele materiale în practicarea sistemului de yoga. Deci Krishna vorbește despre un echilibru în sănătate, în sadhana, în serviciu, în muncă, în somn și așa mai departe. și deci, Și asta deci, a fost cea de a șaptea învățătură importantă. Acordați prioritate sănătății fizice și mentale, ascute toporul, deci trăiește viața în modul bunătății în satva. Deci îmi place foarte mult acest a, aforism a, care spune că ai grijă de corpul tău care te va servi pe tine a, ca tu să-L servești pe Dumnezeu, să servești divinitatea într-un corp sănătos. Foarte inteligentă afirmație. Bun, haideți să vedem mai departe ce s-a întâmplat mai departe. Este doar ora șase, totul e în regulă. A, mai avem o lecție doar care trebuie să o trecem astăzi. Văzându-l pe Dan Vantari cărând vasul cu nectar, demonii dorindu-și amrită, imediat l-au înșfăcat cu forța. Deci, vă dați seama, Dan Vantari, avatarul Domnului Vișnu, ține acest vas, Baladeva îl traduce ca container, mie îmi place mai mult totuși vas. Calașa, în scris de... <laughs> pentru Baladeva e un container. <laughs> <laughs> Eu oricum sunt foarte recunoscător pentru că tu depui o muncă imensă pentru a traduce toate aceste texte înainte de fiecare lecție. Anyway, container ceva, în sanscrită e kalasha. Kalasha e un vas, ceva sacrificial, deci foarte frumos. Și demonii, când văd acest kalasha, acest container, vas în mâna lui Dan Vantari, ei se apropie și fără nicio rușine îl zmurg din mâna lui Dan Vantari. Nu? Când vasul se îndepărta cu demonii, semizei au devenit foarte mâhniți. Astfel, ei au căutat de post la picioarele de lotus ale supremei personalități a divinității Harii. Deci, iarăși, de fiecare dată când semizei intră într-o criză, imediat acceptă de postul Domnului Suprem. Văzând că semizei erau mâhniți, personalitatea supremă a divinității ce dorește întotdeauna să îndeplinească ambițiile devotaților săi, le-a spus semizeilor nu fi stresați. Prin propria mea energie, Maia, îi voi deruta pe demon creând o confuzie între ei. În acest fel, voi îndeplini dorința voastră de a avea nectarul. O rege, o ceartă să evit între demon despre cine să bea primul nectarul. Fiecare dintre ei spunea, nu poți să bei tu primul, netărăule, eu trebuie să beau primul nectarul, eu, nu tu. Și aici dacă, ne ducem puțin mai înainte, e discuția aia dintre devotați. cine este cel mai avansat. Eu sunt cel mai iluminat, eu sunt cel mai umil, eu sunt cel mai discipol și așa mai departe. Da? Eu țin ecade și negre, da? eu țin posturi negre, eu fac cele mai multe servicii și așa mai departe, dar o să auzim mai târziu. În acest fel, demonii mai puternici, eu opreau pe demonii mai slabi din a lua nectarul. Atunci, Suprema Personalitatea Divinității Vișnu, ce poate contracra orice situație nefavorabilă, și-a asumat formă unei femei extrem de frumoase pe nume Mohini Murti, și haideți să vedem aici o poză, cu Mohini Murti care apare pe scenă. Și pasajul respectiv mi-a adus în minte de acest verset din cantul 1 din Shimat Bhagavatam în care se spune Aflându-se mai presus de domeniul limitatei percepției senzoriale, tu ești factorul etern, ireproșabil, mai ajavani ca cihanam, agyam avyayam, care este ascuns după cortina energiei iluzorii. Tu rămâi invizibil pentru prostul observator, exact la fel ca un actor costumat și nu poate fi recunoscut pe scenă. Și aici vedem costumul Domnului Vișnu care se îmbracă în costum de Mohini Murti pentru, în forma acestui special, avatar foarte special care a dus probleme mai târziu inclusiv și Domnului Shiva. Dar asta e o altă poveste, nu o să derutăm acum pentru că timpul este limitat. Dar ideea este când Domnul Vișnu apare în această formă fermecătoare de Mohini Murti, Murti înseamnă formă, Mohini înseamnă cea care tulbură inteligența. Mm. Haideți să vedem reacția demonilor. Această incarnare ca femeie Mohini Murti era cea mai plăcută minții. Tenul ei se asemăna cu un lotus negru proaspăt crescut, iar fiecare parte al corpului ei era frumos situată. Urechile ei erau frumos decorate cu cercei, obrajii erau foarte frumos, nasul ei era ridicat și față plină de voie tinerească nasul ridicat e... Yeah. Da? Interesant, un detaliu interesant, pentru că de obicei la femei indiene nasul e cam în contra Apropo, când se descrie fizognomia lui Krishna, tot se spune că are nasul ridicat. Nu? No? Okay. Okay. Deci stand, standardul frum frumuseții originale atunci a fost stabilit. Nu? No? Bun, acum bărbații închidem urechile, sânii ei erau mari și <laughs> 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 făceau o catale ei să pară foarte mică, atrași de aroma feței și corpului ei, bondarii zumzeau în jurul ghirlandei de pe corpul ei și astfel ochii ei erau neliniștiți, părul ei, ce era extrem de frumos, era împodobit cu flori malica. Ea se uita și le zâmbea demonilor. Toți demonii au devenit săturați de poftă trupească și lăcomia. Iar fiecare dintre ei și-o dorea să o posede. Ea este a mea, ea este a mea. Iluzonați de energie iluzorie Maia, demonii au devenit dușmănoși unii, unul către altul. Aruncând și apucând containerul cu nectar, ei s-au pierdut integritatea, au renunțat la relațiile lor prietenoase și au început să se certe între ei. Holbându-se la frumoasă femeie Mohini Murti, demonii au spus, Wow, cât de minunată este frumusețea ei, cât de strălucitor este corpul său, cât de splendidă frumusețea tinereții ei. Vorbind în acest fel, știți cum vorbesc bărbații, nu? Da? Ei s-au apropiat rapid de ea, plin de dorințe, de a-i poseda trupul ei și au început să o întrebe. Deși ea nici nu, mecar, nu era tratată ca o persoană, era aparat de sex în ochii lor. O aminuată, foarte frumoasă, cu ochi frumoși, asemenea unei flori de lotus. Cine ești? De unde vii? Care este scopul susirii tale aici și cu ea părții? O frumoasă, mințele noastre au devenit nestăpânite doar din cauza că te-am văzut pe tine și în timpurile astăzi va fi ceva de gen. O, oh, chic, o, oh, yo, da, și sexy, girl, <laughs> Temp de acest gen. <laughs> noi acum suntem cu toții dușmănoși din cauza fasului cu nectar, o femeie cu tale subțire. Te rugăm să rezolvi conflictul nostru și să împarți nectarul în mod egal între noi. Așa fiind rugată de către demon, Suprema personalitate a divinității, ce și-a asumat forma acestei femei frumoase, a început să zâmbească. Interesant că întotdeauna când Domnul Krishna sau Vishnu rezolvă vreo situație, el începe, tot începe cu un zâmbet. și tot începe cu un zâmbet. Și tot doi din Bhagavatam descrie că zâmbetul lui Krishna este o reflexie. El în reflexia sa pervertită se transpune în lumea materială în forma atractivității energiei iluzorii. Deci noi de ce suntem atrași de Maia atât de, de mult? Pentru că ea de fapt reprezintă indirect zimbetul Domnului Suprem. Nimeni nu poate să facă față zimbetului Domnului Suprem. Când Krishna zâmbește, toți sunt în aut. Și de aia, reflexia acestui zâmbet se manifestă în energia materială. Deci e o explicație mai ezoterică. Uitându-se la ei cu gesturi feminine atractive, Suprema Personalitatea Divinității în forma lui Mahine le-a spus demonilor o eroi cu brațe puternice. Eu sunt doar o femeie ușoară. Cum de aveți atâta încredere în mine? Auzind cuvintele lui Mohini Murti, ce vorbise ca și cum ar fi glumit, demonii au devenit foarte încrezători. Ei au râs cu poftă și în final i-au livrat în mâini vasul cu nectar. Luând vasul cu nectar, Domnul Vișnu a zâmbit ușor și a vorbit cuvinte atrăgătoare, spunând, dragii mei demoni, dacă acceptați orice voi face, fie onest sau neonest, atunci îmi pot asuma responsabilitatea de a împărți nectarul între voi. Deci, cu alte cuvinte, Mohini Murti spune că eu pot fi fiu un neonest când o să împărțesc nectarul, dar dacă voi aveți încredere, al duc mai job. Șefii demonilor nu erau foarte pricepuți în a decide lucruri după ce au auzit cuvintele dulci ale lui Mohini Murti. Ei imediat au cedat. Da, au răspuns. Orice spui tu este drept. Fă ceva, da? dar vrem nectar, vrem să ne gratificăm. Așa demonii au acceptat decizia lui Mohini murte. Și data viitoare noi să auzim ce s-a întâmplat mai departe. Stay tuned, stați pe care pe canal. <laughs> dar aici avem o colecție foarte importantă pe care trebuie neapărat să o trecem astăzi. Și asta este cea de-a opta lecție. O lecție foarte importantă. Pentru că demonii ne-au arătat un lucru pe care nu trebuie să-l facem. Haideți să vedem deci, care este această lecție. Lecția sună în modul următor. Conduita neetică, ilegală și breșele de integritate te vor lipsi de încredere și de succes. Walk your talk. Deci ne aducem aminte, Bhagavatam descrie că o ceartă s-a evit între demoni despre cine va bea primul acest nectar. Și fiecare dintre ei pretindea că eu voi fi primul, eu voi fi primul, nu, eu voi fi primul. Și în acest fel demonii, atenție, mai puternici îi opreau pe demonii mai slabi de la nectar. Deci noi avem primul exemplu de bullying în univers. Da? Când demonii mai puternici făceau bullying față de cei mai slabi. Și acum haideți să vorbim puțin despre walk your talk din punct de vedere al leadership și să vedem esența acestei lecții. Niciodată nimeni nu o să aibă succes în afacerile sale dacă este corupt, dacă este invidios de succesul altora, de succesul colegilor săi dacă degradează la bullying. În cultura vaișnavă, când un alt devotat este glorificat, ceilalți devotați se bucură, nu devin invidioși. Aici, la, la, acest capitol, am putea să vorbim foarte mult. Deci este doar trăsătura în vaișnavă, când alt devotat vaișnavă primește grația maestrului spiritual sau grația divinității supreme. Celălalt vaișnavă devine fericit. Nu devine, dar de ce el? Dar el, eu când trei ani Hare Krishna Manta și el cânte doi ani jumate. Da? So, eu am primit inițiere cu două săptămâni înainte de ea. De ce ea primește acum grația specială? Și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt materiale, gândire materială. În mare, când cineva devine corupt, invidios, de succesul altuia, sau când cineva degradează la bullying, da? care înseamnă un comportament ostil, un comportament de excludere, da? și un comportament de luare, în deridere pe cineva, chiar dacă el sau ea este stângace. Un colectiv, un business, un, o afacere în care există acest gen de emoții, din punct de vedere al legii karmii, niciodată nu va fi de succes. Forget it! Firmele care sunt cele de mai succes sunt firme care au valori etice și morale, și chiar și spirituale, pentru că Google are cameră de meditație și alte companii de acest gen, deci au camere de rugăciune, camere de meditație, au o anumite work ethics, o anumită etică morală în conduită. Bun. Acum, să vorbim puțin despre cuvântul integritate, pentru că e un cuvânt foarte important care provine din adjectivul latin integer, care înseamnă întreg sau complet, și se referă la totalitatea calităților unui individ exprimate prin onestitate și consecvențe de caracter. Da? Și acum avem o definiție exactă al cuvântului integritate. Eu vreau să vă spun în Kali Yuga, asta este punctul nostru slab. Asta a fost prezis acum 5.000 de ani. Manda sumanda mata, eu manda bag padruta, Manda sumanda mata, eu manda bandă, bandă, În Kali Yuga, oamenii sunt nenorocoși, da? ei sunt lipsiți de integritate, ei au o inteligență și o memorie foarte slabă și toate soluțiile pe care ei le întreprind agravează situația și mai mult. Deci asta este descrierea unei, unui bucur bucureștean obișnuit care a fost da, acordat acum 5.000 de ani în Shimad De deci ce? Problema cu integritatea, deci definiția acțiuni consecvente conform valorilor morale. În etică, integritatea este considerată ca onestitate și corectitudine și este evaluată prin acuratețea acțiunilor cuiva. Integritatea exprimă virtuțile, trăirile și aplicarea convingerilor fără discrepanțe între afirmații și exemplul trăirii personale. Walk your talk. Deci vrei să menții Încrederea angajaților. Da? Primul lucru, fă ceea ce ai promis. Sau nu promite deloc. Mai bine taci. Da? Mai bine taci. Decât vorbești că, da, gurude, o să-ți oferi și asta, și asta, și asta. Mai bine taci. Dar nimeni nu cere de la tine acest lucru. 99 din lucrurile care noi vrem să le oferim, Maestru Spiritual el nici măcar nu le cere. Da? El un singur lucru cere. Urechile ca discipulul să asculte cu atenție. Restul este inițiativa noastră. Dar dacă putem să facem ceva, taci și faci. Nu vorbi. Vrei să menții încrederea angajaților, răsplătește performanțele. Oferă oportunități pentru avansare în carieră. Faceți împreună planuri. Deci implică-i pe toți. Asta este direcția în care mergem. Plătește bine și la timp. Fi transparent, pentru că secretele distrug încrederea. Vorbește deschis despre problemele cu care se confruntă firma, comunitatea, mai știu eu, familia. Nu? Și pune prioritate de bunăstarea angajaților mai presus decât bunăstarea firmei. După statistica, angajații rămân la un job nu din cauza salariului deseori ei trec la joburi care sunt mai puțin plătite, dar jobul respectiv îi oferă mai, mult, mai multă libertate, unul, și relațiile nu sunt toxice. Oamenii caută o, 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 atmosferă umană, nu salarii mari. Și deseori abordarea asta, eu îți plătesc salariul, tu spune ce ți-am spus, fă ce ți -am spus și firme de acest gen, ele, ele nu funcționează. Bun, Asta au fost câteva exemple despre integritate, deci în domeniul de leadership material. Acum să vorbim despre ce înseamnă walk or talk din punct de vedere al avansului spiritual. În tradiția bhakti, un uh, lider este definit ca un acearea. Acearea înseamnă cel care învață pe ceilalți prin propriul său exemplu. Iată în. Uh, clasicii romani descriau că există trei abordări în viață. Există cei ce se numește patos, logos și etos. Patos înseamnă presiune. Deci vrei ca cineva să facă ceva, pui presiune pe ei. Îl investești cu șactii. Folosești cuvinte dure, mai știu, deci îl, îl zgudui. Aia înseamnă patos. Pa păi logos. Logos înseamnă abordezi inteligența, îl convingi îi explici din punct de vedere logic de ce este bine să faci lucrul cu, cu tare și cu tare. Și a treia metodă de a atinge un rezultat este patos. Da? Etos, etos. Etos înseamnă etică, etos înseamnă propriul tău exemplu. Care poate la prima vedere nu este atât de eficient, dar în perspectiva lungă este cea mai eficientă metodă de a conduce. Cea mai eficientă metodă de leadership, ethos. Și în Brahma Vaivarta Purana, deci noi avem acest uh, citat, acest verset în care se spune Cel care îi instruiește pe alții în principiile spirituale darmice pe care el însuși nu le urmează, aduce doar dezastru în lume. Și atât exact acest adevăr este motivul pentru care oamenii pe alocuri își pierd credința în guru, în bramani, în premoți, în imami, în rabini, în instructori de yoga, în instituții religioase. Anume aceasta este cauza, pentru că conduita liderilor spiritual deseori nu corespunde cu învățăturile și cu filozofiile ce ei le predau în public. La lecție el este foarte sfânt, blajin, iluminat, nu știu ce, dar pe hol el îi tratează pe oameni ca pe gunoi sau el are boala asta de star, de nu știu ce i-a intrat în cap și el este iluminat avatar. Nu? Deci codul de conduită care este bazat pe principiile și valorile edice nu? al vedelor care se numește sadachar. După aia, acest sadachar de fapt este descris în termenii de yama și niyama în tradiția yogină cele 10 porunci sau obligațiile religioase ale lui Mohamed și poruncile Torei, ele fie sunt interpretate în mod greșit, fie sunt distorsionate, fie sunt complet ignorate. Și eu la capitolul ăsta aș putea să vorbesc cu ore întregi și eu sunt convins că fiecare dintre voi rezonați cu, cu, cu acest adevăr, pentru că am văzut exemple și vedem în continuare, din păcate, exemple în tradițiile religioase, în școli de yoga, mai știu eu, deci este tot vedem acest lucru. Dar una dintre cele mai importante calități ale unui lider, al unui maestru spiritual autentic, al unui instructor de yoga autentic, al unui brahmana, este această calitate de aceare. Deci acearea înseamnă cel care învață pe prin propriul său exemplu și cel care studiază, cel care trăiește cel care respire de dragul adevărului, el trăiește adevărul. El nu doar vorbește despre el, acasă îl trăiește. Tu când vii la el acasă, tu vezi că el acasă practică ceea ce el vorbește în biserică, în ashram, în centru, mai știu eu. De ce Krishna afirmă în Bhagavad Gita? Deci avem acest faimos verset. Iad, iad, acereti și ștas, de tărogeana, să iad pramanam curute, locasta de nu vartăte. Orice îndeplinește un mare om este urmat și de oameni obișnuiți și oricare ar fi normele pe care el le stabilește prin activități exemplare. Întreaga lume îi se conformează. Loca stat anuvartate. Loca înseamnă toate loca, toate lumile, toate meleagurile. Anuvartate înseamnă a urma. Deci, orice ar face un lider, oamenii îl urmează și orice nu ar face un lider, oamenii de asemenea îl urmează. Și atât cum funcționează acest principiu de aceare la nivel de parenting. Părinții pot să le vorbească copiilor până când nu le izbucnește capul, dacă nu este bine să fumezi. Dar dacă ei fumează, copilul asta primul lucru, prima prostie care o va face copilul în viață, el va fuma. Și așa mai departe. Deci poți să vorbești cât vrei despre valori etice, Morale și așa mai departe, dar copilul vede atitudinea ta față de vecini, atitudinea ta față de șeful de la birou și, cel mai important, copilul vede atitudinea ta față de părinții tăi. Și atât, dacă uh, comprimăm toată etica și moralitatea noastră, ca a unei persoane, ea poate fi comprimată la acest un singur punct: atitudinea ta față de părinții tăi. În ciuda sechelelor, în ciuda traumelor pe care le avem noi, copilul nu îl interesează. Pe copil, nivelul moralității tale va fi atitudinea ta față de părinții tăi. Aia va fi role model pentru toată viața lui, în atitudinea lui față de toate persoanele cu care el sau ea va interacționa în viitor. Și putem să vorbim că, dragul meu, trebuie să fie iubitor și plin de compasiune și trebuie să hrănești toate mâințele de lângă bloc. Dar tu, dacă n-ai o atitudine corectă față de părinții tăi, forget it. Copilul tău niciodată nu o să aibă o educație morală. Cum funcționează principiul de aceare la nivel de management spiritual? Iarăși, despre parenting am putea să vorbim mai multe, dar eu cred că you got the message. Deci voi ați înțeles esența. Pentru că deci copilul se uită la cum tu trăiești și nu la ce vorbești. La nivel de management spiritual, Membrii comunității spirituale simt dacă deciziile sunt decente și dacă deciziile sunt luate nu doar în interesul proiectului, dar și în interesul personalității. Deseori aceste lucruri intră în conflict și uneori, din păcate, trebuie să aplici formula că dacă vrei să salvezi un sat, trebuie să cedezi o persoană și dacă vrei să salvezi un oraș, trebuie să cedezi un sat. Din păcate, deci uneori trebuie să aplici această formulă. Dar în principiu, în principiu, atmosfera trebuie să fie interesele persoanelor, este prioritară. Dar și persoanele trebuie să aibă o conduită decentă. Cu alte cuvinte, un lider spiritual este în primul rând preocupat de avansul spiritual al oamenilor cu care el lucrează. dar Și nu de propriile necesități ale sale. Și există un, citat de la și la propadă din de la un morning walk din 74 în care Prabhupada spune, a fi un manager spiritual înseamnă a te comporta în așa fel încât cei care te urmează să beneficieze întotdeauna spiritual. Deci un manager spiritual, el are grijă ca tu să ai timp pentru geapă pe meditație, tu să ai timp pentru studiu, tu să ai timp pentru sănătate și după asta, ca tu să ai timp pentru serviciu. Deci un manager spiritual adevărat niciodată nu o să te implice în servicii. Practice cu faptul că tu o să sacrifici, sacrifici, o să sacrifici practica ta spirituală și sănătatea ta. Și cum funcționează principiul de a la nivel de leadership spiritual? Deci ce a fost management spiritual, acum leadership spiritual, pentru că există o diferență dintre un manager și un lider. Un lider este, în primul rând, moral authority. Uh, managerul este appointed, este desemnat. Pe când un moral authority poate nici măcar să nu-i fie desemnat, dar el, prin propriul exemplu, prin forța sa spirituală, oamenii acceptă autoritatea lui sau ei. De ce? Pentru că este o persoană integră, o persoană serioasă din punct de vedere spiritual. Și atât câteva diferențe dintre un lider spiritual și un manager. Pentru că anume, liderii nu, managerii creează schimbări. Un lider are o perspectivă de lungă durată, un manager are o, o, o vizualizare de, pe, pe rază scurtă. Deci el are o viziune pe rază scurtă. Și liderul spune, noi mergem în direcția asta, managerii găsesc soluții pentru a merge în direcția respectivă. Domnul Rama, el a spus, noi luptăm cu Ravana și Lakshmana a găsit metode cum luptăm noi cu Ravana, Lakshmana l-a găsit pe Hanuman, Sugriva și așa mai departe. Lakshmana a organizat, Lakshmana era managerul, Rama era liderul. Un lider inovează, un manager administrează. Un lider dezvoltă, un manager întreține. Un lider se concentrează pe oameni, un manager se concentrează pe sisteme, systems la GBC College, deci ne-au rost cu systems, systems, I want to see the system. Ce sistem? Noi suntem serviciul de uțional spontan, nu, systems, care e sistem? <laughs> un lider inspiră încredere, un manager se bazează pe control. Acum, dacă vorbim despre moral authority, lider, două lucruri. Dacă vrei să fii un moral authority leader, da, în două lucruri. Cultivă smerenia, calitatea de bază, care este opusul mândriei. Mândria de obicei distruge relațiile. Și smerenia se manifestă în servitor leadership. Mai faci tu curățenie uneori cu angajații tăi, mai faci tu curățenie cu devotații, mai distribui și tu prasadam, mai duci o, tu o masă acolo în spate, mai ștergi și tu o masă. da? Și mai, mai bati și tu un cuim pe perete, pune o ramă, mai știu Deci fă lucruri, fă lucruri. Există un devotat, el este președintele comunității din... Uh, uh, cum se numește? New Maipur, se numește în uh, Belgia. Devotații au un castel. Deci un castel care a fost transformat într-un templu foarte frumos. Și... Uh, Hridoi Chaitanya este numele lui. Pe el poți să-l vezi pe acoperiș, reparând acoperișul. el este gbc apropo. Deci pentru Belgia. Deci pe el îl vezi pe acoperiș, pe el îl vezi vopsind pereții, pe el îl vezi făcând curățenie. A este una din cea mai prosperă comunități spirituale din Europa pe care o avem. După Ungaria, după ce mai avem noi. Londra este cât de cât Bhaktivedanta deci, smerenia. Deci, minial servant. Și al doilea criteriu foarte important, dacă vrei să fii un lider, un acearea spiritual, un moral authority, este fi un sadaka serios. Sadaka serios înseamnă un practican spiritual. Pentru că, într-o comunitate spirituală, pentru a gestiona și a conduce, trebuie să nu fie atât manager înzestrat din punct de vedere material, talentat din punct de vedere al schilului de manager, că tu trebuie să fii un sadac, un adică că trebuie să vadă că tu ești un practicant spiritual serios. Atunci, cuvintele tale vor avea valoare și atunci tu nu o să fii pus în situația în care, păi, dar eu le spun, dar ei nu mă ascultă. <laughs> oamenii, în principiu, nu se ascultă niciodată. Dar, dacă noi vrem ca oamenii să asculte tot mai mult și mai mult, walk your talk exemplu. Și exemplu înseamnă servant leadership și doi, sadaka. Tu trebuie să fii un sadaka foarte serios. Să studiezi, să faci mantra, să vei să ai o conduită impecabilă, să ai o sănătate impecabilă și așa mai departe. Și termin discuția lungă de astăzi cu un citat foarte frumos din uh, uh, cartea Navavraja Mahima lui și care oferă o descriere al Tatălui lui Krishna, Nanda Maraja, care era un moral authority absolut natural. Acum ieri citeam, era o descriere fantastică despre Nanda Grama, palatul lui, lui Krishna și cum lucrurile sunt aranjate în, în palatul în care a trăit Krishna. Dar mi-a atras atenția anume exemplul lui Nanda Maraja, al Tatălui lui Krishna și vreau să scrie. El face referință la Rada Krishna Ganadesha Dipika, adică la diferite tratate, scripturi, texte vedice. Fiind al treilea fiu al lui Parjanya Maraja, Nanda era subordonat fratelui său mai mare, Upananda. Deci erau trei frați, Nanda, Sunanda și Upananda. Upananda era cel mai mare, Sunanda era al doilea și Nanda, tatăl lui Krishna, era al treilea frate. De obicei, în tradiția indiană, fratele mai mare devine regele moștenitor, deci dacă el este un prinț, dacă ei sunt prinț. Dar păstorii din Vraja l-au acceptat în unanimitate, anume pe Nanda, ca pe regele lor, datorită calităților sale excepționale. Deci da, tradiția tradiției, dar când omul are calități, el are calități. Moral authority. De-aia au vrut ca anume Nanda să devine regele lor. Măriția lui Nanda Maharaja a fost în devotamentul său față de domnul Narayana. Acum, care era cea mai importantă calitate care a inspirat pe ei să-l accepte ca pe un moral, moral authority? Nu faptul că el era un manager. Știți că Duryodhana era un, un manager mai bun decât regele Iudistira. Deci când Pandavas se aflau în uh, exil, Duryodhana conducea țara impecabil cei 12 ani. Deci el era un manager lună, strună, deci toate drumurile erau făcute, totul funcționa, salariile erau mari, impozitele erau mici, totul era, funcționa lună, nicio corupție în țară, nimic. Omul putea să-și lase ceasul în mijlocul străzii și toate mașinile o să le înconjoare, nimeni nu o să-l fure. Dar totul era impecabil. Deci iudiștirea nu era atât de talentat cu Arjuna, cum era iudeștirea demonul Duryodhana. Da? Dar Iudistira era devotat, pe când Duryodhana nu era nu devotat. De-aia Krishna l-a ales pe Iudistira. Și iată, măriție lui Nanda Maharaja a fost în devotamentul său față de Domnul Naraina. învățat în scripturi și un adept strict al principiilor morale, darmice, el a invocat respectul tuturor supușilor lor, lui. Deși fratele lui, deci ca manager, era mai skillful și mai multă experiență de viață, el a ales pe Nanda, de ce? Pentru că el era un devotat mai serios. Moral authority. Se spune că se poate cunoaște un bărbat după compania pe care o ține. Prietenii și rudele lui Nanda Maraja erau înțelepți, învățați, devotații Domnului Narayana și supușii darmei a brahmanilor și al maieștelor spirituali. Deci chiar și sanga pe care o avea el era sangă de devotați care aveau respect față de brămani, față de maestru spirituali și așa mai departe. Și fără aceste calități de acearea, noi vom arăta exact ca cei demoni care au început să se bată unii cu alții, care au început să spună, eu vreau nectarul nemuririi, da? Eu voi da primul acest nectar al nemuririi, atmosfera devine toxică, atmosfera devine respingătoare și toată comunitatea atunci devine stagnată, da? este implicată în bârfe, în politică, în duraciar și alte consecințe uh, urite atâta timp cât un lider este corupt, uh, nu are integritate și doesn't walk his talk. Da? De deci asta este uh, învățătura de astăzi, ultima învățătura opta învățătura, deci conduita neetică, ilegală și breșele de integritate te vor lipsi de încredere și de succes. Eu aș avea mai multe lucruri de spus, dar eu cred că o să încheiem aici. Dacă avem vreo întrebare, două, despre lucrurile pe care le-am discutat. Baladev a fost primul. Vlad, poți să-i oferi un microfon? Mulțumesc frumos! Vreau să întreb la episodul cu mochinii Murti cum nu se transformă demonii din demoni, în momentul ăla în Sacama Bacta sau devotați cu dorințe materiale, pentru că ei admiră o formă a Domnului Suprem, ei îl glorifică și în ultimă instanță se predau lui gândirii lui, că zice, indiferent dacă onest sau neonest, și ei oferă ce au ei mai de, mai de preț. Ei nu s-au transformat în Sacama Bhakta, ei nu s-au transformat în devotați, ei aveau, cum se spun, ei aveau planurile lor. Și fiind și ei diplomații, ei înțelegeau că dacă eu să continue această ceartă între ei, bătaie între ei, deci până la urmă, -o să, acest lucru o să le facă bine. Și atunci ei trebuia să accepte o, o autoritate. Dar problema lor că ei nu pot să accepte o autoritate carismatică, da? uh, un moral authority. Și ei trebuia să accepte totuși o autoritate care este autoritatea pe care ei sunt capabili să o accepte, autoritatea care vine într-o această formă de femeie, care e seducătoare. Și, deci o autoritate la nivelul lor, la nivelul conștiinței lor. Și ei au acceptat-o pe ea. Orice ai spune tu, nu contează în parte amrita. Ești frumoasă, ești sexy, înseamnă că pentru noi ești autoritate. Te acceptăm. Ăla e Dumnezeul lor. Ai Dumnezeul lor, da, sexul alte cuvinte. Și da, ei au acceptat rapid de Și Mohini multe. ea putea să vină, Vișnu putea să vină, nu știu, în, domnul, în, în forma domnului Nara Simha de în orice altă formă de avatar, ei nu l-ar fi băgat în seamă, s-ar fi revoltat. Dar aici când vine o femeie sexy, acceptăm autoritate. Uh, Amrita Ganga, te rog. Întrebarea mea în legătură cu ultima învățătură, în legătură cu acearea. Uh, după cum ați spus, acum pe piață, cel puțin sunt mult, așa zici, acearea, mai ales în domeniul yoga. și uh, Adică nu că care nu au valori etice și morale, sunt, sunt inexistente, dar uh, uimirea este totuși că au foarte mare succes, uh, au transformat yoga într-un business totuși cum este posibil asta și care totuși sunt consecințele karmice sau pentru un astfel de aceare. Am zis la Ganga, tu m-ai întrebat, eu răspund. Asta era și de... Eu n-aș fi spus singur. Dar dacă vorbim din punct de vedere al legii karmei, când se întâmplă exact acest lucru, este care este descris în Brahma Vaivarta Purana. Cel care instruiește pe alții în principiile spirituale pe care el însuși nu le urmează, aduce doar dezastru în lumea. El încarcă principiul darmei. Consecință pentru faptul că cineva pozează ca un guru, ca un aceare și nu, nici măcar nu știe principiile darmice, nici măcar nu urmează iama și niama sau le distorsionează Iama da, Yama și Niyama încep cu Ahimsa, care înseamnă măcar, frate, măcar fi vegetarian. Ani da, mai vorbim despre intoxicație și alte lucruri. Sau brămăcearea cum este distorsionată. Anyway. Reacția karmică pentru faptul că cineva acceptă discipol de pe o poziție în care el sau ea nu urmează principiile darmice și principiile de yama și niyama, vedele descriu, Mahabharata descrie una asemenea ce are guru în viața viitoare se naște ca un piton din punct de vedere al reacțiilor karmice și toți discipolii lui se nasc în corpuri de termiți. Termite, termite, furnici de la mai mari, care sunt foarte rele. Și furnicile respective îl mănâncă de viu pe pitonul respectiv. Deci asta este reacția karmică. Sună dur, știu, dar asta a fost întrebarea, eu îți dau răspuns în acord cu legea karmei. Deci care este reacția karmică exactă pentru acest gen de adarmă? Pentru că vedele reprezintă o enciclopie de cunoaștere spirituală și pentru fiecare păcat vedele explică care este exact reacția karmică. Pentru alcool, care este reacția karmică, pentru intoxicații, care este reacția karmică, pentru sex ilicit, care este reacția karmică. Și eu nu vreau acum să mă transform într-un uh, preacher din ăla, da, care fie Biblia, fie în iad, da, fie, fie, fie Bhagavad Gita, fie acceptați Bhagavad Gita, fie în iadul veșnic o eternitate întreagă, fără nicio șansă de a scăpa de acolo. Deci eu nu vreau să fac asta, dar uh, Vedele totuși oferă acest gen de informații și asta este reacția exactă pentru un așa numit acearea care nu urmează principiile dharmice, care nu are un maestru spiritual, care n-a urmat... A face o poză cu Dalai Lama nu înseamnă a avea un maestru spiritual. A urma învățăturile lui Dalai Lama, an după an, sub ghidarea lui directă, a înseamnă a fi discipol a urma o disciplină transformatoare. a fi certat de Dalai Lama zi după zi, an după an și a urma în continuare aceste discipline. a înseamnă a fi discipol. Dar, puf, știm cu toți, oamenii, oamenii nu rezistă acest gen de disciplină. Și de ce? Dacă cineva nu este inițiat în tradiție, n-a urmat o disciplină pe parcursul anilor, n-a urmat principiile regulatoare iama și niamă, dar se proclamă aceea guru, instructor de yoga și accept discipoli, și acceptă donații de la oameni. Asta este reacția karmică. Pe lângă m reputația care este dată peste cap și reacția karmică în viața prezentă poate să vină în formă de diferite scandaluri A, și e plină industria de yoga cu diferite scandaluri când iese la iveală toate... Petrecerile sexuale al gurului cu tare cu tare sau al cu tare cu tare cu discipolile sale sau cu discipolii săi. Da? Deci, două, două, două tipuri de, de reacții karmice. Și acum, tot uh, un, un detaliu important pe care tu l-ai menționat: de, se, de ce sunt atâți de mulți oameni doritori să participe la acest gen de lucruri? Pentru că oamenii nu au cunoaștere. Da? Și în. în uh, în vezi, din păcate, oamenii nu se pricep. Deci ei nu. Uh, noi nu suntem educați în cultura respectivă, dar și pentru noi orice persoană care după, nu știu, două săptămâni de, de curs a primit o diplomă de la TTC, el este deja mare ioghin. Uh, și de deci ce lipsa de cunoaștere, unul la mână, doi la mână, oamenii în principiu în Caliuga sunt superficiali. Uh, și asta sunt cerințele. Deci oamenii nu vor lucruri serioase, real thing. Deci o, populația, masa generală al oamenilor, nu vor real thing. Ei vor ceva așa, comercial, superficial și de-aia ceea ce se cere pe piață, aia și apare pe piață. Dar când avem cercuri, adică când avem sangăuri serioase, spirituale, Propada spunea că într-un magazin cu bijuterii reale, adevărate, niciodată nu o să fie rând. Și intrați în magazinul Obor, de lângă piața Obor. Deci e plin magazinul cu oameni. Și vibe-ul ăla din magazinul ăla din anii 70-80, deci cumva e un magazin foarte special. Încă din, din timpurile comuniste, deci cumva e un vibe și atitudinea vânzătorilor cam pe acolo. Da? E plin, pentru că se vând bijuterii din plastic, oamenii le cumpără, sunt fericiți, tot felul de lucruri din alea, deci să vând. Pe când dacă intri într-un magazin adevărat de bijuterii, nu o să vezi rin niciodată acolo. Pentru că lucrurile alea costă scump. Și atunci, în mod similar, oameni care vor de real thing, vor o practică spirituală adevărată, ei trebuie să aibă un adicar, o calificare necesară, ei trebuie să aibă bani, cu alte cuvinte, în mod metaforic, trebuie să aibă sucritii. În Kali Yuga nu prea se nasc acest gen de oameni care au suficiente sucrite și merite spirituale pentru a căuta real thing. Și oamenii, în principiu, în abordarea lor sunt suficient de, de, superficial și ei sunt satisfăcuți cu acest gen de acearea și uh, mai este spiritual în ghilimele care oferă învățături foarte diluate sau distorsionate. Bine, și ultima întrebare, te loc te rog. Dacă, mulțumesc foarte mult pentru lecție. Dacă v-am înțeles corect, ați, ați menționat că viața spirituală este atunci când noi începem să um, vedem ego-ul, falsul ego, fa, fals ego și mintea dintr-o parte. Și am vrut să întreb dacă observăm aceste lucruri atunci când în minte apare o, un gând urât, de exemplu, și noi suntem responsabili pentru aceste gânduri, sau cum trebuie să reacționăm atunci când ies, ies așa lucruri și noi înțelegem că nu suntem aceste lucruri? Noi devenim responsabili în momentul în care noi începem să ne bucurăm de acest gen de gânduri și să le savurăm. Atunci noi devenim responsabili. Și cel mai probabil acest uh, gen de gânduri se va manifesta în exterior, se va materializa în exterior într-o anumită conduită sau în anumite gesturi sau cuvinte. Mintea noastră este ca o antenă. Și uh, eterul, spațiul în care iuga este contaminat. Tot fel de gânduri, vibrații uh, joase, vibrații materiale, tot timpul circulă încolo și încoace, deci e o rețea întreagă și mintea noastră este ca un gen de antenă care prinde, uneori prinde acest gen de vibrații care intră în ea și atât tu momentul în care ai prins un gând din ăla stupid momentul în care tu l-ai prins și tu te-ai detașat de el și înțelegi că nu este gândul meu, nu vreau să cultiv acest gen de gânduri, nu vreau ca uh, conștiința mea să, să să funcționeze în direcția respectivă tu te detașezi, tu nu primești reacție karmică pentru acest gen de, de gânduri care trec prin mintea ta, sau chiar care sunt generate poate din samscarurile tale din trecut. Dar dacă tu începi să savourezi gândul respectiv, adică te... există în limba engleză cuvântul retaliate, de la retail, da? deci, iată, cuvântul vriti înseamnă a învârti, deci tu iai gândul respectiv și începi să-l învârtești. Știți cum era... Uh, vin, uh, uh, vinilele alea. Deci le învârteai din nou și din nou, din nou și din nou, din nou și din nou, da? Iată tot când iai gândul respectiv negativ, îl învârtești din nou și din nou, te identifici cu el, îl săvorești și treci printr-o transformare emoțională, identificând cu el, atunci tu primești reacție pentru ea. De deci, aceea, Da, vor trece foarte multe gânduri stupide prin, prin capul nostru, rămâi detașată, la fel cum se dă un exemplu mie îmi place foarte mult când o pasăre zboară deasupra capului tău, da, tu nu te panichezi, tu nu-ți faci grijă, tu nu încerci să, nu știu, să discuți cu pasărea respectivă sau ceva. Pas, lasă-o în pace, pasărea aia zboară, trece pe lângă tine și atât. atât în mod similar. Gândurile vor veni și vor trece, lasă-le în pace. Concentrează-te pe natura ta spirituală, concentrează-te pe sadhana, concentrează-te pe ideile care tu cu adevărat vrei să le cultivi și valorile pe care tu vrei să le cultivi. Și asta înseamnă controlul minții. Bine, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru atenție. Data viitoare.